Hello! Începe! Awkward! Ești un romantic? Am încercat să ne bubăm și mă, dar ne intrapă în gură! Băi! L-ai frecat pe Cuza pe spate, da sau nu? Uai tu! Bine că trece aici! Dar nu mă înțelegi că nu mă înțelegi! Dar nu pasă! Eu cred că-i făcătură, mă! Îi fac capătul la emisiunea asta. Deci am avut o relație, o circumferință de 25. Eu sunt ca la țară, fac găuri, pun cartoful, știi cum e? Băi, ești nesimțită? Nu mă așteptam. Hai că eu mi-am tractorul și plec. Hai mă acasă. Când vede o femeie, zi-mă odată că... Nu înțeleg ce ai văzut la el. Așa te văd eu, e părerea mea. Fugi, băi, de asta, mor, băi, de aici, bă. Doamna, lăsați pe Alin la joacă. Lăsați-l pe Alin în pace. Mările tale. Ți-aduc răsuflări. Strike 2! Du-te-mă de aici, mă! Cum ai face reclamă castingului? Ai o iubită sau un iubit cu care nu-ți vezi un viitor? Excelent! Insula e pentru tine! Ta-da! Am mai dat o palmă, Bogdan! Mi-a vorbit de Marius sub apă, deci... Marlor! Deci vreau să zic că Răzvan poate să fie unul liber. Amândoi avem o viață pe care ne dorim să trăim, într-un fel sau în altul. Așa că... Eu urez mult succes, te iubesc, să ai grijă de tine. Te iubesc. Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea voastră preferată. Fierți pe insulă! Astăzi vom cere scuze privitorilor care s-au fidelizat deja. Da. Pentru că după nici câteva emisiuni, iată, apare un hiatus în... Apare un hiatus în recursivitatea aparențelor noastre. De asta speak, m-am și necat. N-am mai zis cuvinte de astea. De asta speak, astăzi nu e prezent. Să nu credeți, eu nu cred că a plecat în vacanță, ci după vizionarea ultimelor două episoade de Insulă, cred că palpitațiile i-au jucat un rol important. Tu crezi că minte și da. Că a zis am nevoie de o... Da. Băi, fugi, bă, nu mai poți, băi! Fugi, băi, deci cu asta mor, băi, de aici, bă! Cred că aceste două episoade, în special cel de mâine, care va avea un pic de intrigă și în cel de azi, da. Cred că l-ar fi consumat emoțional până la da. Pragul disperării. Eu cred că la următorul episod ar fi leșinat. Deci avea consumat atât de mult oxigen... Că nu. Prea s-a nimerit vacanță. Nu. Ăla nu putea să-l facă dintr-un, îl făcea din două, clar. Nu putea. Era prea dur pentru el. Iar la toate momentele cu Emma ar fi luat orează. Emma este preferata lui. Am să-i fac cu probabil și o surpriză la una dintre emisii. Uși, băi, tu ești adevărată, mă! Să-i zic, privește spre ușă. Poarta se va deschide. Da. Bun. Ce? Stai că trebuie să zicem ceva, fii atent. Zi. Ne-a rugat antiproducătoarea. Antiproducătoarea, că antiprezentatoarea e la gașca Zurli. Da. Ce ne-a rugat? Ne-a rugat, stai să mă uit, nu uita, please, de casting. Se face casting acum pentru următorul sezon? Casting. Nu vrei să te duci, nu? Și ce se caută? Se caută ambele. Se și ispite ambele. Și concurenți, cupluri de concurenți. Și dacă vreau să-mi trimit CV-ul? Cum ai face reclamă castingului? Cum ai îndemna privitorii noștri să vină la casting? Să începem, uite, eu îndemn ispitele și tu îndemni concurenții. Te-ai uitat 7 sezoane și crezi că ești mai deștept decât ei? Te-ai uitat 7 sezoane, dar crezi că relația ta funcționează? Ești acasă pe canapea și zici, eu cred că-i făcătură, mă! Ai o iubită sau un iubit cu care nu-ți vezi un viitor? E bine, insula e pentru tine! Da! Înscrie pentru sezonul Obla! Bun, iar ispitele, dacă vor să participe... Ai o afacere privată! Antreprenor de succes? Aplică chiar acum! Nu, vrei... Greu de formulat aici. Greu, na. Vrei ca activitatea ta de zi cu zi să nu mai rămână secretă decât pentru unii? Vino la televizor și poți face ce faci doar pe privat cu bani. Bine, da, scuzați-ne, glume de-astea... Ușor misogine. Da, eu cred că vă permite. Suntem în, sunteți în episodul... Lumea deja zice da. Că se simte familiar cu noi. Ce astăzi vreau să abordăm situația acestui episod, Radu. Da.
prin prisma a câtorva comentarii. Pentru că noi de obicei comentăm din punctele noastre de vedere. Eu, tu, da, sau cine da, ești la vorbă. Subiectiv, da. Mai sunt câteva puncte de vedere pe net care sunt bine de analizate. Adică dacă noi avem două, mai găsim vreo trei pe acolo și le dezbatem și pe alea. Că am acolo. Am la Ema și la Răzam, am vreo 5 scenarii posibile. Permite de la oameni? Da. Ok. Toate plauzibile, știi? Să începem. Ha. Ce s-a întâmplat sutra trecut, mai știm? Nu stăteam și mă gândeam de ce întrunirea asta cu Daria mi-a dat calmitatea asta, știi? A fost la bonfire cu Daria aia. Și a dat calmitatea, n-a privit în ochi, de a dat calmitate, mă. Uite ce calmă era. Și da. Să găsească un alt Răzvan aici pe insulă. Bă, stai un pic. Da, bă. Romeo. Prietena mea, Emma. Deci Romeo e ca un băiat din patra, în clasa a patra, din care te-a făcut un prieten. E prietena lui, mă. E prietena mea. De tu cred că m-am îndegortit aici. Are 10 zile în tabără, băiatul, și s-a îndrăgostit. O știa de acasă. Da. O știa, poate a fost colegă de clasă. Părerea mea e că Romeo merge all-in. Se duce până la cap. Da. Eu cred că nu o iubește, dar vrea și el să se afirme în acest joc, în această emisiune, și merge până la capăt. El crezi că joacă rol de ispit acolo? Adică o iubește? Nu o iubește. Eu zic că nu iubește. Da, o vrea să o... să-i umble în geantă? Sunt referințe tot din emisiune. Crezi vrea că vrea să... să-i bage zacul scambeșa? Are o atracție. Da, asta cred că are o atracție. Fizică, cred că e o atracție între foarte mulți oameni de acolo. Da. Da. De la fizic până la iubire. Da. Lasă-mi, vom vedea că e doar un mic pas. Da. Putere cât când o după ceva să zic că nu plec cu el de aici. Dar în momentul ăsta îl iubesc atât de mult că nu-mi dau seama care mi este limita. Nu vreau. Limita mea e că l-ai atins. Fapt, stai? Limita ei este că l-a atins. Ah, că l-a atins. Că l-a atins. Daria pe el. Daria pe el, da. Deci ea are limitele foarte bine stabilite. Nu știu dacă știi, dar ea a venit aici foarte calculată. El a primit o listă de limite și ea dacă încalcă una, da. Bă, gata. Bă, da. Păi, nu s-au atins din prima zi? E aceea, acum la 10 zicea că limita s-a atins. Spune ce a zis Romeo pe story. Da, Romeo a zis pe story că un card în care nu nu știu de ce, Romeo nu vorbește, nu are un defect, dar mi se pare că așa vorbește un copil de clasa 4. Ok. Nu te dacă te dar vreau să vă anunț că o femeie tecti, o femeie atractivă. Sexy și atractivă, da. Este o femeie care n-a avut mult parteneri. O femeie frumoasă, este o femeie care nu este disponibilă. Asta în cazul în care nu știați ce atrage atrăgător la o femeie. Nu da. Gleznele, nu fundul. Nu? Ci faptul că nu au mulți bărbați. Deci probabil întrebarea lui este la prima întâlnire. Salut, numărul. Șr, deci se face papirul. Dar tu, Romeo, câți ai avut? Două. Romeo, auzi și numele. Dar tu, Romeo. Dar tu, Romeo. Dar tu, Romeo. Dar treaba asta de ce nu se aplică și la bărbați? La ce? Asta cu să ai mulți parteneri. Păi nu știi că la noi la bărbați e de laudă, da? Da, mă, normal, asta e la femei nu, eu tâmpenie. O dogmă clasică de misoginism. Exact. Cum? Nu fi. Că noi noi avem zice, voie, noi reproducem. Am citit un argument. Că pentru bărbați treaba este exterioară. Pentru femei interioară. Stai, mă! Da. Gândește un pic. Gândește un pic. Da, mă, are sens. Noi avem în ADN-ul nostru dorința asta de a ne reproduce și vrem să facem sex, dar nu contează. Trăim într-o societate și în 2023 unde ar trebui să gândim mai mult decât să ne lăsăm conduși de sentimente. Și nu poți să zici că, fii atent, tu n-ai voie, tu ai voie să faci sex cu doi parteneri, eu am voie cu 100, că eu dacă fac cu 100 ești mic, la bărbații palmares, la ea e da, cu minus. Exact. Este așa cum crede ea despre el, pentru că cu siguranță ea știe ce are. Nu mi se pare că Răzvan se ascunde de camere. Dacă cumva nu voia să accepte. Aici ai dreptate. Asta. Nu știu cum să gestionez situația asta. Nu. N-am fizis. Cum a fost... A căzut Răzvan în ispită sau nu? Zi, frate! Dă mult! Păi stai că el se ascunde un pic în spatele că e dizinvolt el și se poartă așa cu toată lumea. Păi de ce nu se poartă așa cu toate fetele? Păi stai că începe să se poartă și cu Roxana. Plus că el la lască zice mai încolo. Ia, yeah, ia. Yeah. Pleacă la date. Marus. Ești în fața ta. Pleacă la ATV-uri. Da. Am plecat la date cu doctoreța. Cu de asta mergem și noi, Nasia. Tuc, tuc, de asta, cum îl cheamă.
S-a plecat în tabără. La tine în tabără tot așa arătau fetele? Nu, no, la mine la țară cu mașina asta transportăm porci, iertați-mă. Când duci într-o parte în alta, duci porci la vier. La ce? La vier, ca să se... Ce-i vierul? E masculul când zice să se reproducă. A, și ai de aici la monte, deci. Da, la monte, un fel de monte la porci. Da. Așa. Păi nu știu ce tot. Tuc-tuc din ăsta și bagi acolo mai mult porci și duci în partea cealaltă. Înțeles. De acolo și vorba. Ce faci? Care porci? Doar am vrut să vă arăt să duc la de-aia am tăiat, nu, că nu a făcut nimic important aici. Așa. Primele imagini de la TV-uri. Marius cu Adriana. A fost ok cât a condus. El a mers cu grijă. Noi oricum eram singuri din grup care nu voiam să ne murdărim. El obișnuit cu ATV-ul. Ocolea gropile, era ok. În aer liber, așa. Bine că nu ți-ai luat alb. La un moment dat îmi zicea pe drum ce ar fi să ne pierdem pe aici. Bă, omul nu se poate abține. Na, n-ai cum, nu. Ce spui? Deci mai moare. Nu sunt de partea conspirațiilor. N-am fost niciodată. Întotdeauna mi-ar plăcut asta argumentate. Bă, da, sunt unele care se potrivesc. Ar fi făcut-o intenționat? Da, e așa zice. Dacă, înțeleg, doar înțelegi. Că probabil avea mai mult sens dacă o făcea undeva mai departe. Da. Adică dacă rămâneau undeva singuri, doar ei și cameramanul și atunci să zic că mi-a murit. Da. Plus că ar trebui să aibă o imaginație și să fie super inteligent un om care gândește-o de asta. Că mi se pare că trebuie dar să o este, gândești. Bă, stai puțin. Nu, este. Dar, fără cater. Marius este un om inteligent. Nu, da. Da. Doar că nu poate să-și controleze aceste apucături. Dar nu am zis că ar fi proști. Nu... Când vede o femeie. Bă, dacă era așa, facem o mâncață. Bine, pe interior, că în exterior, săracul încearcă să se abține. Mi-a murit. E mai fă o dată, ai făcut o treabă cu gura așa și cu limba în mijlocul gurii. Nu știu cum. Mi-e foame, apropo. Vezi că vine, dar, mai vine Radu pe la vine noi. Radu, da? La un moment dat ni s-a stricat ATV-ul. Până știu, când? Aici zice ea conspirație. Fier, sau poate că ce-a intenționat doar să rămânem în spate, că am rămas de câteva ori în spate. Până la urmă am făcut schimb cu altă persoană. Și la nu s-au primit tot. Desizea el mici probleme, ca și cum nici ăla n-ar fi mers. Și atunci am zis că vreau să conduc eu, să opa, văd ce și cum, și ce se întâmplă, merge sau nu merge, ce urmărește fața asta, să rămânem în spate tot timpul. Știi că de fiecare dată când ești în spate, nu știi cum să ții pe cine. ATV-ul a mers bine. Eu am mers ok și nu mai m-am pierdut decât. A condus și ea. A condus și ea. S-a descurcat foarte bine. Stai, că am tăiat prost aici, zice, s-a descurcat foarte bine. Oricum nu e greu de condus. Stai așa că zici, uite aici. Și după aia urmează imaginile cu el când nu știe să ține mâna, asta e. S-a descurcat foarte bine. Adică oricum e destul de simplu, nu. Păi și la tine n-am mers. După care la date. Aici, opa. Aici pe la mâna mea. Vedeți. Deci fii atent unde e, că n-are camera acolo, da? Da. E cu mâna în spate așa. Te gândi din palmă? Ha! Te gândi din palmă! Bă, eu nu pot să cred, mă. Eu nu mie mi-e greu să cred. Mie mi-e greu să cred de asta și în imaginile care vor urma și asta. Bă, mie că și înfloresc ele un pic, dar mi-e greu să cred că unul poate. Ele ispitele? Da. Bă, da. Mi-e greu să cred că unul poate să fie atât de lăchioi. Mă, e posibil și ele să înflorească un pic, dar se vede. Ele ce argumentează este pe cameră. Adică nu poți să contezi și, uite, se vedea și mai devreme la ea cu mâinile, da. Tu dacă mergi pe ATV cu cineva, tu îl ții clar strâns de aici de șol. Adică sunt niște părți unde nu sunt intime, nu sunt inconfortabile, da? Doar că el le ținea foarte flamboiante așa și ele mai alunecau, știi, mai pe sus, mai pe jos. Și aici o mângâia pe spate, clar. Pe spate, deci clar că o mângâia pe spate. Da, și se ducea mâna pe aici, pe sub axilă. Spre începutul muntelui Venus. Așa. Și s-a retras mâna și tot el te gândi în palmă. Adică ce? A fost o întrebare total din altă zonă sau da, nu știu, era palma? Ca să încerce să motiveze probabil ce s-ar întâmpla în spatele camerei unde nu vezi, nu-mi dau seama. El de fapt voia să coboare mai jos mâna și a zis în microfon să se audă clar: păi de ce te gândi în palmă?
Voia să inducă oamenilor care o ne freacă ascult. Pe spate. De fapt, mă gândi nu la freci un om pe spate random. Nu freci. Noi dacă ne punem acum la plajă și eu n-am o atracție pentru tine, nu te frec așa pe spate. L-ai frecat pe Cuza pe spate, da sau nu? Nu. Când el te-a frecat. El m-a frecat, el m-a gândit. Eu l-am luat în brațe. În somn, avem alte probleme. Așa. Am terminat și cu Adrian. Așa. După acest, ce unde mai? Sau revenim, că eu te duc așa, te duc, te aduc, te pac, că așa face și emisiunea, ah, știi? Okay. Ne venim aici. Te aduc, poți să profiți altfel de el. Am văzut că Bianca nu este relația potrivită. Și mă, ce-o mănâncă? Sau, oile! Oaie tu! Ui la ea! Băi, o mănâncă, bă, o mănâncă rău și pe spirit de observație. Le comentează cum îi convine ei. Deci ea comentează relația Biancăi astfel încât să o pună pe păi într-o imagine bună. Exact, exact. Dar are un spirit de observație bun. Ea a observat că nu e într-o relație bună. Deci, eu v-am zis. După a 10-a zi, bă, ce fin! Și m-am gândit că bă, ce simți de observație. Să placă și... Sherlock Holmes. Nu m-am gândit ca să-i combin pe ei doi. Deci acum ea crede că lui Bogdan îi place de ea. Bianca, m-am gândit că dacă Bianca aude că un alt bărbat este atras de ea, automat o să-și dea seama de valoare ei. Nu să se despartă de Marius. Bă, cum e față? Și mai vorbeam noi, un om când are un caracter rău sau când are o stare proastă sau când are o energie proastă sau negativă, schimbă cumva și fața, da. Și Emma ușor, ușor s-a dus în asta. Ce să spun? Oricum am văzut că ești. Da. Și oricum, ea ca să nu se simtă prost pentru ce face acolo, încearcă să scoată în evidență că și alții fac la fel. Adică, dacă ei îi place de Cutărescu, da, și Bianca, am văzut că se uită foarte des la Alin, știi? Ca atunci când veneai la școală. Exact, și... să cât nu se simtă doar eu. Da, și toată clasa la 7. Exact, și atunci e ok, frate. Băi, eu l-am înșelat. Și noi, așa, da, frate. Sunt toți proști. E ok, atunci. Pentru, dar mi se pare că sunteți... Uite-mă. Vezi, băi, de ce e gheavă. Acum 2-3 episoade zicea, nu merge cu el pe plajă, că poate vede Marius. Poate vede, nu te duce cu el pe plajă, că poate vede Marius. Poate vede. Acum sunteți bombiți împreună. Extraordinar. Băi, urât. Poate vede, nu face. Da. S-au dus la aquapark. Da. I-a dus pe copii la aquapark. Am greșit eu, nu i-a dus la ATV. Nu, ăștia săilalți. Da. Astea-s fetele. Da. Așa. Ana Maria nu vrea să dea în tobogane. Bă, era frică la fată, că am văzut că tot, nu știu, e frică de ceribomburi. Cineva râdea de atunci când a refuzat să dea pe tobogan. Pe grupul nostru? Nu. Aici, nu, că la noi nu se râde pe grup. Hei, te rog frumos, acolo sunt doar discuții, sunt doar discuții elevate. Ia vezi. I-a fost frică, mă. I-a fost frică, da. Ți-e frică de asta? Da, mă, că dacă zici tu că nu o să le șingi când ai nimic, o să zic că, da, așa este. Simă, te dai cu astea. Mă, dau, dar și mie mi-e frică, pentru că dacă ești puțin claustrofob și, mamă, tuburile astea închis, e spiralat așa, bă, ți-e puțin teamă. Îi zice Ana Maria, îi zice, că mă bag în tubul ăsta, nu mi-e frică. Și Emma zice, las că bine că-i tub, că dacă nu era tub zburai. Dacă n-avea partea de sus. Am văzut, ia și pe fizică e bine. Deci... pe legea lui Arhimede. N-ai treabă cu ea. Știe că... sporturile acestea de apă. Știi legea lui Arhimede? Nu. Arhimede cu tine sau Arhimede cu mine? Că... să mă distrez atât de tare pe cât mi-aș fi dorit. Deci n-a vrut să... stați să ne știți că nu se dă. Nu se dă. E teamă, foarte... așa s-au inventat avioanele. Și la Emma în cap, în momentul ăla era meme-ul ăla cu integrale, cu... deci, da, dacă nu zburai. Zburai. De ce e partea de sus? De ce e partea de sus? Așa. Bogdan cu... cine e? Oana la Bogdan date. Cu Oana. Un pic de product placement la vinul ăsta. Sper că luați bani buni de la ei. Au pus, am văzut vinul ăsta, da, de peste vinul. Tot, după aia... retras, adică așa e felul tău? Nu, știm, știm. Pentru fericire. Părerea ta despre Bogdan, că pe noastră o știm? Se abține mult, ca și Marius, celălalt. Ție așa, că se abține? El a venit, e părerea mea că i-au venit aici în două feluri complet diferite. El să-i dovedească că încă iubește și că cumva să se țină de treaba asta. Deci crezi că chiar o iubește? Da, eu chiar cred. Păi, din ce povestești, chiar l-a salvat această femeie. Da.
Adică și la, vorbește numai frumos. Da, de... exact. L-a făcut să lase de băutură, de țigări, de jocurile păcănele. De noroc. Exact. Which is super cool. Și ea a venit, ea nu e împăcată cu el și așteaptă ceva, un click. Deci, un motiv, un motiv, dar nu un motiv foarte mic. Un motiv puțin mai mare ca să zică că mie nu-mi place de el, știam exact. Dar de ce? De ce? De, și eu simt la fel din partea ei. Pentru că ea nu-i acceptă trecutul. Ah. Ea, ai văzut că de fiecare dată când vorbește despre ce a făcut el, ei este rușine cu ce a făcut el. Ea nu acceptă că el a fumat sau că încă fumează, ea nu acceptă și e rușine că el a jucat la păcănele sau că bea mult. Și atâta timp când nu-i accepti trecutul unui om, degeaba el acum este ok. Pentru că în orice context ai duce și vorbești despre, sau despre tine sau despre relația voastră, trebuie să menționezi și ce ai făcut înainte. Și ea de fiecare dată se simte rușinată cu treaba asta. Good point. Experiențe noi. Vreau să o cunosc pe Claudia. Dar s-ar potrivi, mi se pare că se potrivesc. Claudia cu el? Da. Și mie. Până am zis că gata, vreau să fiu eu. Și de când am spus că vreau să fiu și că vreau să mă deschid, a fost fix Claudia, a intrat Claudia în viața mea și atunci am că deschis. Că e coioasă și l-a dovedit pe el. Mă, e ok, e foarte deschisă, e foarte, nu știu, se bucură de orice moment. Chiar nu mi-a dorit să-mi arăte imagini cu ea, să văd când stă supărată sau tristă sau într-un colț. Chiar n-aș vrea să știu. Crezi că ea vede imagini cu tine când stai separat, așa, separat? Mă, nu cred că mi-a arătat. Și până acum nu are nicio plăcere față de nicio ispită din ce am văzut. Adică e super... Da, a fost ok cu toate, a vorbit cu... S-a mai certat el cu unele. A avut el, vorbesc ele, da, a avut mici clinciuri. Se vorbeau, ziceau la un moment dat o ispită, că i-ar fi zis că dacă mă apuc de tine sau nu, dacă... Acum cred că urmează. Dacă vreau, da. Și asta te fac să plângi. Și el s-a luat cu Maria, atunci. Da. El i-a dat... El i-a dat? Nu, Marius celălalt i-a dat. Și el, da, Marius celălalt i-a zis după aia de... S-a vorbit ceva de mine spalat. Că i-ar plăcea să fiu mai activ, știi? Dar nu știu. Da, aici e bucurie deocamdată. Că i-ar plăcea să fiu mai activ aici. La date a fost băiat de treabă, Ana a ieșit la date cu Romeo. Da. Da, nu m-am așteptat, îmi dai seama că m-am așteptat. Între Romeo și Emma este o telenovelă. Știm cu toții că cine se tachinează se și place. Eu nu-s de acord, exact cu asta am avut și aici, în fața televizorului. Eu când aud asta cu cine se tachinează se iubește. Toată lumea care se tachinează se iubește. A, sau mai aia cu acceptă-mă și cu bune și cu rele. How? Da, nu, nici eu nu cred că nu. Tot timpul bagi vorba cine se janghină. Unii chiar se înțeapă. La început, cel puțin Emma la început, era vizibil deranjată de atitudinea Romeo și toate fetele, pentru că era violent în orice interacțiune cu ele. Ai oameni sau ai pățit cu cineva? Să te înțepe așa sau dar să nu te iubești? Nu am pățit. Nu, putea pleci, dar ea nu avea ea nu putea să plece din contextul ăla. Că în mod normal, probabil dacă întâlnești un om care te tachinează atât de mult, cel puțin la vârstele noastre, pleci din zona respectivă. Dar nu, că uneori poate să fie fan. Uite, eu am exemplu. Acum depinde că dacă ești în căutare de partener-parteneră, explorezi zona asta. Dacă nu ești... Da, dar... eu am contraexemplu ălaltul. Care? În Asia Express. Cu Carmen. Toată lumea crede, mamă, ce ne placem, ce ne... N-a nicio secundă, nu ne-am plăcut. Cu Grebenișan. Dar era fan de înțepat, era entertaining. Pentru că amândoi puteam să înțelegem glumele și amândoi puteam să răspundem la ele, știi? Și toată lumea zice, gata mă, să se iubesc, ba. Nu. Depinde, cumva în TV e și contextul ăsta unde e bine să ai mici conflicte sau chestii de genul, pentru că e entertaining. Și asta se plusează, asta arată. Exact. Și dacă în viața spate... reală e alt context. Da, Romeo aici, nu știu ce, arată cu el, cu Emma. Eu nu cred că ispitele astea se pot îndrăgosti. Oricum. Sunt și ei tot oameni. Băi, e fascinant. Da, știu că ai o relație. E sezonul fucking 7 și e fascinant cum oamenii care vin acolo... Bă, n-au învățat că ispitele în mare parte sunt ispite. Prea face niște gesturi care... Da, cred că asta e faza. Au cam învățat. Știi? Și se duc toți așa, mega precauți, dar iau un pic prin surprindere și acolo când ajung, că ei se gândesc. Îi fac capătul la emisiunea asta. Și nebun. Toți vin cu premisa. Da. Cu siguranță toți vin cu premisa. Eu nu știu, am văzut și când le-a stins curentul și când... Nu, sunt eu prost, mă, acolo. Ce vezi trec, că... Ce trec? Până când ziua 10? Oare spitele se pot îndrăgosti? Dar mie îmi place. Începe să înceapă. O liniște pe ea că nu are material pentru match. Nu știu ce să mai vorbim, că noi n-am... Ușor, și-a dat drumul la sentimente. Ce-a făcut? S-a dat drumul la sentimente, ușor.
Care a fost cea mai lungă relația ta? Știu, da. Ca și lungime? Nu. Bă, bună glumă. Care a fost cea mai lungă relația ta? Ca lungime sau ca... ca... ca diametru. Deci am avut o relație, o circumferință de 25. Circumferință? Mă, păi eu știu. Bosule. Cu diametru. Așa, a plăcut. Da. Jocul, ce părere ai despre... poate salva aparențele când Bianca și Alin știu că sunt filmați, însă ziua s-a a fost presărată cu momente off camera. S-a prins, nu? Când s-a prins, clar s-a prins, secret, dar s-a prins de mult, de vreo două episoade. Evidentă. Doar că nu mai poate să țină în ea. Bine, nu mai. Vezi ce bine se simte, ce frumoasă da. E când se simte bine. E liberă, nu mai e în curtea aia închisă. Încă mai are un pic poziția corpului. Culminând cu momentul în care natura le-a oferit pretextul perfect ca să se retragă de parte de colegii de insulă. Când ai dansat ultima oară în Ploaie Bubule? Cu nevasta. N-ai scos niciodată român? Da, bă, da, am dansat cel puțin o dată acum vreo 5-6 ani. Din greșeală? Sau ai ieșit pe stradă că ai vrut tu? Nu țin minte. Faci... Ești un romantic? Nu cred. Nu crezi? Nu cred că sunt un romantic. Vine Claudia imediat și ne explică ce înseamnă să fii romantic. Vreau să te aduc în zona asta. Legături. Termin și mă spune să ceva. Este adevărul. Păi nu e așa. Nu e așa, nu? Mi-am dat seama că deja ne ducem într-un subiect, degenerăm din discuția noastră. Și am zis, ok, ce părere ai de așa am schimbat tot timpul. Ce părere ai? Bună asta! Foarte bună! Mă bucur că am reușit să creăm o relație de amicie. Și să... intrăm în rol. Ai... ce? Amicie? Hai să nu. O greșeală minoră. Bă, da, vreau să zic, nu înțeleg de ce toată lumea îl face pe Alin, îl face purăcios. Băi, no! Băi, nu, mie mi se, băi, e rolul, cel mai profesionist dintre toți. E cel mai profesionist, toți. Fără dar și poate. Dar e un purăcios că păi, dar nu asta trebuie să facă, nu trebuie să zică ce au vorbit în privat sau ce s-au înțeles fără și, să se vadă pe TV. Dar ea încă nu știe că el îl părăște atât de tare, nu? Nu, păi n-are cum să știe și nu trebuie să știe. Nu cred că bănuiește. De ce? Nu bănuiește pentru că ea de aici încolo începe să-i dea deschidă toată încrederea, da. Nu bănuiește. Păi și atunci nu-i de căcat, mă, emisiunea? Că-ți bați joc de un suflet, că ea se deschide acum. Păi de ce te-ai dus, măi, din ăla cap? Mă, ce rol? Pe ce post a intrat domnul Alin? Pe ispită. Bun. Ce trebuie să... Care sunt sarcinile unui ispite? A zis doamna Ana Maria mai devreme că ispitele e și oameni. Se întreba. Se întreba. Dar ești și ei oameni. Deci poate să îndrăgostească. Băi, istoria, hai să ne luăm și după istorie. Istoria nu dovedește că până în momentul de față o ispită a rămas cu un concurent. Așa este. Și au fost cazuri mult mai de îndrăgosteală în ghilimele decât în sezonul ăsta. Și nici atunci n-au rămas. Cine s-o fi dus? Bianca a vrut să meargă la insulă, nu? Nu Marius. Bianca. Da, parcă Bianca. Parcă da. Bianca, da. Nu? Da, da. Parcă Bianca. Deci știe. Știi emisiunea. Și dacă da, ai urmărit emisiunea. Ești nebun. Înțelege cu... Da, oare mă înțelegi? Zici că ca și cum te vrei tu să joci în Game of Thrones și am jucat acolo pe cu Dragoi, mă. Da, mie nu-mi plac Dragoi. Da, nu. A, nu vreau. Trebuie să mă vopsesc alb să fiu din familia aia. Dar trebuie să lăsăm celelalte episoade? Da. Și Dragoi, nu m-am gândit că-i aduce și anul ăsta. Păi pe asta se bazează filmul. Păi da, dar m-am gândit că poate... Și Dragoi, și ei oameni, cum o fi? Nu prea pot, mă scuzați că nu prea pot să râd cu surâi, pentru că sunt foarte răgușit, am cântat și abia ies un... Matley. Fii atent, Bianca e senzațională. E a doua oară când îi face asta pe plajă, i-a mai făcut sau îi face mai încolo. Așa. Ce? Ea vorbește și zice, bă, tu mă înțelegi? Și el nu zice nimic. Tu nu mă înțelegi. Mă, tu mă înțelegi? Mă, nu mă înțelegi. Ca și cum au un mesaj subtil. Tu? Dă-mi mă, și tu mie apa aia. Mă, tu mă înțelegi? La festival. Go. Ia. Yeah. Da. Legătura dintre Bianca și Alin se vede că e ceva. Ce-mi plac ăștia care vorbesc rar așa. Da, da. Orb. Și amuzant că ei săraci n-au prins nicio concurentă. Există o legătură în mrejile lor. Dar ne dăm noi cu părere. Cam de căcat nu să stai pe insula așa. Bă, da, e. Cam prost. Dar săraci, bă, nici n-au ce face, că e la ghici. De asta sunt și 10 ispite și 5 concurenți. Na. Cred că mai pleacă. Cred că săptămâna asta care vine, iar pleacă mă una. Ar trebui și asta. Da.
Măcar. Ia vezi aici. Ia. Ascultați-l pe domnul Marius. Am avut o perioadă când am suferit foarte mult după... Serios? Da, la 18 ani. Adrian, serios? Să nu mai zic de unghiul ăsta de filmat. Da, când da, ai, da. Ai două cururi. Ce alegi? Da, chiar am suferit. A fost foarte îndrăgostită. Și ea te-a părăsit? A fost tot așa, oarecum ciudat. Eu aveam niște probleme noi în relație. De fapt... La 18 ani, tu zici ce probleme erau. Eu o înșelasem pe ea, mă înșelasem și ea pe mine. Deja? Eu, fiind foarte orgolios așa, m-a deranjat foarte tare. Că ea a făcut-o. Da. Deci, așa. Din nou, Marius. Că ea a făcut. Exact. Mario strikes again. Deci care a fost problema? Deci noi aveam 18 ani, da. Și ne-am înșelat unul cu altul. În ce ordine? Eu te înșel... Eu da, primul. Marius primul. Marius primul și pe aia înșela și ea. Și ce l-a deranjat pe el? Hai să vedem. Deci pe Marius l-a deranjat că a făcut-o ea. Da. Eu te înșel. Dar tu? Bă, ești nesimțită. Nu mă așteptam. Pe asta se bazează, mă, relația noastră. Păi da, și tu m-ai înșelat. Bă, tu băi, să mă tu... înșel pe hai mine. Hai că de mine eu știam că poate fac asta. Hai că eu mi-iau tractorul și plec. Dac, 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 dac. Ai și cu cine te-ai înșelat? Da, știam că la noi la țară știu o lume mică și eu. A fost un weekend. Nu tu-ți dai seama mă ce e la țară. Da, bă, ai țară? Dar cum să nu? Am crescut la țară, sunt țăran, da. Yes, eu n-am avut. În universul ăla este super normal. În universul ăla este normal ca un bărbat să înșele. În universul nostru de la țară e normal ca un bărbat să aibă mai multe femei. Ai zis nostru. Nu e acceptat. Da, păi eu sunt țăran, nu ești crescut la țară. Dar sper că nu mai ești în universul ăla, ca gândire. Niciodată. Așa. Și este normal și ba din contră, nu că e doar normal, e o laudă. Pentru că tu după aia te întâlnești cu prietenii tăi, cu Mariusici. Uh-huh. Și ce le spui Mariusici? Uh-huh. Cu ce te lauzi tu? Băutură și femei. Că ce, că s-a făcut cartoful anul ăsta e mare? Nu, cu băutură și femei, în special cu femei. Și deci zici că din lipsă de activitate. Și nu, din... Și nu din lipsă de activitate, confirmarea în zonele astea că ești pe bărbat. Care tu o primești ca mascul. Și că valoarea pe care o ai tu în grupul respectiv ține foarte mult de câte femei ai avut în portofoliu. Ceea ce este foarte greșit. Ceea ce este foarte greșit, dar asta se întâmplă de când lumea și pământul. Dar ce crezi că îi ține pe loc pe oamenii ăștia de care spunem noi? Să... Lipsa de informații cum a evoluat lumea, pentru că ei rămân universul ăla. Eu dacă trăiesc acum la mine la țară și mai am contact din când în când, mă mai duc o dată de două ori pe lună pe la oraș. Adevărat. Universul meu central e ăla de la țară. Eu mi-au reperele de la prietenii mei, de la colectivul în care eu trăiesc. Ăsta e și motivul pentru care foarte mulți care pleacă din sat și se duc în vacanță undeva 3 zile și văd că e superb și acolo se conformează regulilor, când se întorc se poartă la fel. Bianca, la fel, aici și-a dat drumul, e liberă, se simte bine, de-aia dacă se întoarce din nou în contextul ăla... Oricine captiv acolo. O durează într-o săptămână, e la fel ca înainte să meargă în emisiune. Nu mai împăsați în nicio formă. Am înșelat-o pentru că eu am niște probleme. Bă, a fost sincer, om, aici. Bă, am că nu știi ce să... Am niște probleme. Du-te... Deci eu am parafă de la medic. Mie nu-mi stă... Eu m-am născut cu o condiție. Eu de mic am niște... Predispoziție. Eu nu pot, deci am... Predispoziție la a băga la femei, în găurice. Mie nu... Eu dacă n-am stup, nu pot. Că nu pun dop. Eu sunt ca la țară, fac găuri, pun cartoful, știi cum e? Să e problemă, așa să are o problemă, bă. Bă, dar măcar recunoaște, pentru că asta e una din cele mai mari probleme. Recunoaște, bă, am o problemă. Sunt afemeat. Dar nu am nu zice. Sunt afemeat, îmi plac femeile. Cuvântul ăla nu iese. Nu există. Să nu credeți că cred că e Radu foarte, foarte amuzant. Nu e obosit. Sunt eu obosit. Da. Dar ești că se vede. Nu știu dacă primește acasă ceea ce își dorește el. Ajunge să facă lucrurile astea, bănuiesc că nu, sau chiar are o problemă destul de gravă. Bă, eram copii, cum să zic, aveam o relație, dar erau la țară, era ea, erau mai multe fete frumoase, îmi dădeau atenție. Îți dai seama. Eu aveam o super Dacia 1310. Avea Porsche omul meu, tu-ți dai seama. Avea Dacia. Le ducea la discotecă. Era la 18 ani. Dar ascultă tonul un pic aici, fii atent. Bravo. Și... Da, mă, și la tot, așa era la 18 ani, nu știu. E, nu numai la 18 ani, așa e ca mereu. Cred că te mai schimbi la un moment dat. Cred că da. Dar nu eu. Dar nu curând. Dar nu curând. Dar nu curând. Bun. Stai că e aceeași secvență aici. A, nu. Vine Radu.
Ți-am zis, mă, că e cald și frig în același timp în platou ăsta. Da, suntem într-un platou. Ah, dar nu. Nu, că așa e outfit-ul. Da. Și mi-a făcut outfit-ul, știi, și... De cine a făcut-o? De casa Ristei? Casa de modă Ristei? Ia vezi aici, că vine Radu să le zică că de data asta e belită, ispitele aleg. Da. Cu cine ies la date? Între voi, alegeți băieții cu care asta e bună, îmi place switch-ul ăsta. Da. Între voi, care sunt și lor putere. Venim cu sugestii spre producție. Am și citit și am știut că vorbeam și noi la mare. Da. Trebuie să schimbe ceva. Da. Trebuie să mai schimbe ceva în sezonul următor. Lucruri la care să nu se aștepte oameni. Mhm. Să mai bagi o regulă, să mai fac o treabă. Ce ne-ar plăcea nouă, ce ziceam de un psiholog care să fie acolo prezent. Să vorbească da, cu ei? Să fie un psiholog prezent pe insulă. Și la cererea oricărui concurent să-i acorde o sesiune de, nu știu, o jumătate de oră, o oră. Da. Pentru că aici oamenii sunt foarte bulversați, nu înțeleg ce li se întâmplă. Și au nevoie, dai seama, ei caută după aia răspunsuri la colegii lor, care nici ei n-au răspunsuri. Nu cred că ai avea voie să filmezi. Dar nu trebuie să filmezi. Terapia. Nu. Doar să intri, știe că ei pot intri să vorbească. Intri ca la, da, ca la preot. Intri o jumătate de oră sau o oră și după aia ieși și care sunt concluziile tale. Că asta poți să vorbești. Da, da, normal. Da. Poți să vorbești. Ce? Uh-huh. Și am tras concluzia cu tare și cu tare. Pentru că te ajută foarte mult să fii mai realitate, să vezi ce simți și care e problema. Și vorbești cu unul care nu-i nici ispită, nu-i nici producător. Și un profesionist care știe ce întrebări să spună. Uh-huh. Corect. Nu Emma, care azi e albă, mâine e neagră. Emma, psiholog asta. Simona, ce că e psiholog. Simona, fata blondă care nu-i Daria. Da. Da. E psiholog? E psiholog, da. Și ce gând? Cine merge la date? Că suntem 8. Cine trebuie să meargă? A fost o bătaie de... între o noi. Bătaie. Cine merge la date? Ce mă... Eu... Mă fascinează că ne-am obișnuit cu râsul Dariei. Aiure. Crezi că mă iubesc pe toate, da? Trebuie să aleagă ele. Și acum aici faza era că Răzvan se simte un pic ignoration de Daria, că nu știa dacă îl alege. Exact. Pentru că de când le zice Radu asta durează o perioadă de ghirlanda. Timp până ghirlanda. Între timp, orgolio. Meantime, Emma vorbește singură. Și obișnuiesc să fac asta. Proștilor, cel mai prost bărbat din lume tu ești. Prostă mea acum. Dar urmăsc așa cum ești. De tine, ești petul meu. Asta e foarte drăguț. Chiar a avut, cred că, un moment în care iubește. Doar că nu se... În gură. Stai că... De multe urechile alea. A schimbat puțin spre final. Eu încep să-ți dăm măcraia de golan. Din putul să te iubesc ca un prost. Acest monolog evidențiază și mai tare drama ei. Da, și ne-a, cred că și frica extrem de mare a abandonului. Pentru că, adică, eu nu cred că iubirea motivează toate schimbările de atitudine. Pentru că dacă iubești, e o traumă foarte mare, e o frică de abandon, e o frică de lipsă de familie, e o frică că nu o să mai găsească, dacă îl lasă pe Răzvan, nu o să mai găsească tată niciodată lui Noah. Copilului. Noah, cred că îl cheamă, scuze dacă greșesc. Că asta trebuie să fie, e mai mult o frică decât o iubire acolo. De asta cred că se sucește foarte des în bani vreau. Ea gândește așa, nu numai despre iubire. Ăsta este paradigma ei de viață. Pattern-ul. În așteptare, cum mă ții tu de tine? Aici al fierbe un pic. Aici începe. Zile întregi. Eu te-am pus doar 10 minute. Dar cum îți permis să nu mă iei din prima, zice Răzvan? Fost mult? Refuz sau ți-o pun degeaba? Să le fuzez? Hai că n-avem voie să le fuzăm. Să nu mă pun altă fată înaintea ta, de grijă, nu știu. Ce să zic? Să nu mă... Vezi că mă pierzi. Pot. Opa, gata, l-a lovit în orgoliu. Dar vezi că are de astea de oftică de relație. E pănărămuță. Cine? E fix ca Marius. Asta face și Răzvan. El își permit, pentru el e ok să mânghe două ispite. Exact. Să le frece pe aici pe acolo. Dar invers? Dar invers, ca ispita să-l lase puțin să-l fiarbă? Și ea o să se supere, că aici mi se pare că el stă mult cu Roxana. Și o atinge pe aia da. Și... Da, 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 da. Parcă aici? Bă, și aia e normal. Normal!
Ți-o și pe Libia, că tu s-o dădea pe lângă mine cu ghirlanda aia, știi? Da. Ușor cu părul, stai așa. A, aici, cu termenii, da. S-a și rupt prea pare, așa încântat că i-am dat ghirlanda, știi? Da, sunt un pic așa cam supărată, că nu vreau să ies. Awkward. Să-mi facă plăcere. Și acum, cringe. Nu e vorba de nepăcere, sincer, doar că... Îți spun ceva, dar nu vreau să te super pe mine, da? Atunci nu-i spui, nu-i spui. Mi se pare un pic mironosit așa, știi? După felul cu care vorbește. Nu-i spui, deci... Asta nu o face. Clar, deci fie... Deci spun ceva, dar nu te super pe mine. Asta înseamnă clar că o să se supere. Înseamnă că tu ai conștientizat că ceea ce zice exact. Nasol, dar... Și că sunt cele mai mari, cele mai mari șanse să se supere. Dar, știi ce? Deci nici măcar chestia asta nu trebuie să o spui. Nu doar ce urmează după asta. Da, e clar, nici asta da. Nu o zici. Când îți vine să zici, gata, da, stop. Nu cred că e o jignire, nu? Mironosiță, bun. A făcut o mironosiță. Acum. Să vedem ce înseamnă mironosiță. Exact. Cu ce sens a folosit, crezi tu? Eu cred că el a avut un mic sens peiorativ. Adică nu era peiorativ, nu neapărat, ci negativ mironosiță. Așa. Adică, la ce s-a referit ea? Eu cred că a folosit din prisma faptului că ea nu s-a adaptat aici în mediul ăsta, mironosiță, și că nu și-a luat rolul de ispită în serios. Și poate că e mai sensibilă decât celelalte ispite. Că... Adică un pic ipocrită. Eu am înțeles că, adică eu, în Moldova așa se folosea, ești mironosiță, adică te dai mironosiță, adică vrei să pari mai cu minte decât ești. Da, e posibil să-i folosești, da, are mai mult sens ce însă, zici el înseamnă altceva. Fiecare dintre femeile care după Noul Testament, în primul de biblic, au dus balsamuri la mormântul lui Iisus pentru a-i unge trup. Nu. Nu. Femeie cu cernică smerită înseamnă în sens biblic. Nu l-a folosit cu siguranță. No. În schimb, mai a face pe mironosița. Aș lua aere de nevinovăție, a simula pietate și modestie. Deși, asta într-adevăr, da, sensul. Și de fapt ea nu fi epitat, așa cum... Epitet dat unei femei prefăcute. Ăsta este sensul cu care cred că el a spus chestia da, asta. Are, da, ai dreptate. Deci ea se arde mironosiță, e prefăcută. Lucru care a deranjat-o. A deranjat-o. Deci, spui că ești mironosiță? Vorbește așa, încet, știi, adică... Și nu se termină aici. N-am avut stilul ăsta în viața mea niciodată și... N-am avut stilul. Dacă a răbdarea aia, știi? Bun, după care... Dacă tu te-ai exprimat așa, că spun că... Nu te superi, să moară dacă te superi. Și nu e o jignire asta de zic că ești mironosiță? Scuze că mă văd, dar mai fost, mi-am adus aminte acum că ai zis mironosiță, am mai fost într-un sezon, s-au supărat celelalte. Nu, i-am adică spus, nu vreau să te superi, dar nu e mironosiță, nu e o jignire. De mine n-a zis pițipoancă. Dar ce înseamnă? Pițipoancă, dacă ziceam, dacă mă alegeai, tu ziceam că ești pițipoancă. Strike! Bă! Two! Băi! A mai dat o palmă, Bogdan! Băi! S-a mai adâncit puțin în groapa penibilului. Știi ce? Nu sunt suficient de adânc. Stai! Că e urât că le-a zis. Bă, e urât! Da. E urât. Chiar dacă crezi, chiar dacă crezi asta, dar... este părerea ta și o ții pentru tine. Mai ales în contextul ăsta. Nu-i fre, nu! Nu zic frumos. Că e frumos. Nu zic că e frumos. Nu e civilizat. Nu-i frumos. Și mai ales cum a dat-o. Adică nici n-a întrebat. Adică, am zis că e mironosiță, n-am zis că e pițipoancă. Uite, da. Ție ți-aș fi zis că ești pițipoancă. Dar... Adică... Și dacă mă întreba el, el e prost și ea e vacă. E doar super dar nu, sincer. Dar nu le-am zis asta. Dar nu vreau să vă supărați. Da. E doar părerea mea. Și râde. Te supărai? Și râde. Uite, are râs de golan. Ascultă. Are râs de golan. Râs de golan. Are râs de a băga bățul. Mă legeai, tu ziceam că ești pițipon. Hă? Te supărai? Ziceam că, uite, deja ai pus botul să mor. Te supărai? Deja ai pus botul ca o pițipon. Nu, n-am gândit. Uite, râde, știe ce face, bă. Ești pițipon, că așa te văd eu. Așa te văd eu. E jignitor, oricum. Ai simțit nevoia să spui apelativul ăsta. Ne vezi pe noi să spunem ție într-un anumit apelativ? Mie nu mi se pare pițiponcă sau pițiponcă, o să dau o mărțiune și mire. Pițiponcă, ca să pot înțelege. Asta, exact cum mi-am spus, mi-am spus. Ce înțelegi tu prin pițiponcă? Livia încercând să întărească. Nu mi se pare că pițiponcă și Livia ce? Nici mironosiță nu s-a părut. De parcă mironosiță e mai puternic. Înțeles? Ai înțeles, Tom și Jerry? Dar clar a vrut să le...
să le deranjeze puțin. A vrut, nu neapărat să le jignească, dar a să le înțelege. A prins momentul la Livia aici. Ia stai, mă. Tu vezi că când spui asta unei femei. Genul ăla așa cu botul pe sus. Asta simt eu, asta pot eu pe. Și ea zice: "Dar eu nu sunt cu botul pe sus." Pentru că el a luat-o, da, și el a luat-o, ea a luat-o fizic. Botul, el a zis botul, dar nu stau cu botul pe sus. Nu, e un fel de a spune. Eu foarte mult și îl țin cam un nivel, țin la nivel. Alea cu broscuța, știi, cu gura mare? Nu. Nu mai știu exact bancul, dar era așa. Îmi plac broscuțele mari și aia urla cu toată gura cât putea. Și la un moment dat a aflat că îi plac broscuțele mici. De fapt, uite, uite, uite. Pe sus. Îmi pare rău dacă așa, da, da. Felul tău de a spune e cumva de sus. Le iei de sus. Și cumva da, este... În fine, da. Și Livia s-a dus să plângă. Femeile. Trebuie să și arăți, da, trebuie să fie o femeie de sus, n-are sens. Livia este o femeie foarte sensibilă și, în ciuda aparențelor așa, nu e atât de rea precum pare, doar că atitudinea asta de cele mai multe ori te face să se rămâi acasă. Da, nici eu nu cred că e atât de rea precum pare. Da, da. În schimb, așa a jucat foarte prost cartea ispitei. Da, adică cred a crezut că a merge prea mult, da. Da, și că a luat-o da, pe un drum, aiurea. Nu. Greșit. I-a abordat forțându-i. Oh, pe insula, aici am scris așa, pe insula asta numai manele să ascultă. Dar numai. Dar numai. S-a auzit la un moment dat ceva de la Spike, dacă nu mă înșel, și ceva de la Alexia. Aici Interstellar, la ei? Da, da. Iată. Dar... Hai, mă, că ți-am pus-o. Uite, dai seama suferință cu alcool și cu manele de dragoste. Ce vrei, mă, cocktailul perfect? Ăsta e de ghirlanda, o scoate pe Emma. Dar ah, dar eu aruncă pe cap, o lovește. Da, nu-i dă ghirlanda, că el nu știe să dea ceva. Nu poate să zică poftim asta, ci eu aruncă. Iubita mea, Emma, te-am adut ghirlanda, iubita mea, Emma. E iubita lui, dă-n cap. Se ceartă un pic. Dar ți-ai zis mai bun așa. Facem un date, adică eu. Toată lumea. No. Facem show, iar. Facem show, iar. Romeo. Bun. Aș trece mai repede peste asta, sincer. Oricum, după jumate încolo s-a mai întâmplat ceva. Da. Aici distracția e la ea acasă. Poate-le! No, aici s-a oprit, s-a oprit pentru un moment. Te dau ghirlanda. Așteptați secundă. Te dau ghirlanda. De ce? Nu prea am trei motive. Primul motiv este că am descoperit că îi plac glumele mele. Sunt prima persoană. Da. Doi, că pur și simplu... Uite! Cine-i domnul? Îl vedem mai încolo. Că eu mi-am notat în episodul ăsta, nu mai știu la ce minut. Salut, nu mai știu cum îl cheamă. Dan. Salut, Dan. Nu cred că l-am băgat la montaj. Salut, Dan. Cred că a picat și la montaj, să știi. N-a prins. Ce zic, tu ești prost, ai spită nou. Înțeleg povestea lui Marius. Înțeleg povestea lui Marius. Ok, gata, mă vede așa. Și în al treilea rând, că îmi place că discută cu mine despre secretele universului. Bă, eu înțeleg ce a vrut el să facă, dar n-a... N-a gândit-o, n-a lucrat-o până la capăt. El a făcut un moment frumos aici, da? Și a avut două motive banale, inventate pe loc. Bă, dacă deci tot oprești muzica și vrei să o uimești. Say hello in English. Hello. Hello, Naomi. Așa, deci dânsul a luat bine el a gândit atenția camerelor. A zis, fii atent, ceea ce e foarte romantic și drăguț. Și a zis, vreau să fac asta din trei motive. Doar că s-a gândit la un singur motiv și următoarele două a zis, le fac pe drum. Le scriu pe vine. Și când a ajuns acolo a fost emoția momentului. Le bag pe astea două. Înțeleg cu Marius, al doilea, și mai unul, fute mă, așa încă trebuie să mai fac cu ce am zis eu trei motive. Universul! Vorbesc ca despre univers! Bine că n-a zis că e dar le-a dat și în spirit de, balanț. De glumă. Da, mă, dar putea să folosească, că ideea e foarte bună. Corect. Nu se interpreteze. Acum nu contează. Iar, Bianca e cu interpretatul, da. După ce face ar vorbește și se adevărata și tață dintre noi. Fire, că iar e o față tipică, știi? Dar nu mai, nu face ce simte. Eu m-am simțit foarte bine. Emma când era, îi clipesc ochii. Da. Emma. Ce da. Hai să mergem până în mare cu picioarele.
Bianca nu intră noaptea de obicei în mare. Iată, că mănâncă șalău. Asta zic că o știe de o viață. Bianca nu intră niciodată în mare noapte. De parte de ochii noștri. N-a avut niciun fel de reținere. Încerca să-mi spună că dacă eu îmi doresc o relație, el e ispita mea preferată în tot sezonul. Alin, Alin, cel mai profesionist. Da. De mare, e Alin cu Daria. Da. Și Oana. La casino. Da. Și a zis că nu mai contează. Mă, aici. Da. Nu deci, mă așteptam. Ea a confirmat când sau nu a confirmat? Ea nu a răspuns din ce înțeleg. Dar a zis mai târziu, într-un testimonial, am probleme cu banii. Deci, și atunci s-a legat și toată lumea zice pe net că aia e. Bă, nu mă așteptam. Da, bă, fată. Adică păcănel. Din orice, ea să fie păcănistă. Păcănistă? Hai, tată, dă, tată, dă, tată, șeptarul. Și la casino. Și la casino? Nu mai contează. Păi spune, n-a confirmat, dar am continuat eu și mi-a... Eu cred că așa e, că altfel n-ar fi lăsat exact, partea asta, zis, da, da, da. Ai fi zis nu. Da. Și la casino? Nu. Că nu zici nici nu, nici da, nu vrei să se vadă răspunsul. E normal. Da. Vezi, îți dai seama, bă, băi, de atent, băi, tu o vezi pe acolo. Da-mă, da-mă! Poate da-mă! Juca ruletă. Sau blackjack. Poate numără cărțile. Eu cred că ruletă. Ruletă? Da. Da, da, Alin, eu am băgat toți bani. Încercând să o încurajez. Că deci prin asta ar fi confirmat care e dreptate când a zis Alin, am băgat toți banii. Banii. Uh-huh. Deci ar fi confirmat că prezumția dar lui de care ar bani, adevărat. Zice? Pe care banii pe ea. Care a avut ea. Pe care îi făcea. Pentru că am aflat că Marius nu-i dă alți bani. A zis că o ajută cu banii, dar pentru ce vrea să-și ține facă casa, ea. Da. 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 Adică pentru investiții în propriul corp sau în propria ființă. Nu mai știu, a fost aia cu sânii? A fost în episodul trecut? Da, sau urmează a fost în episodul trecut. Bă! 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 Bă, nebunule! Cum, mă? Da, păi mă. Și ție, dacă ți se strică ceva la mașină, tu nu-i schimbi alternatorul? Că poate o vin și o folosești altul? Cum vine asta? Adevărat! Mă, nebunul meu! Băi, băi. Cum? Bă, și la mâncare face la fel? Să mănânce singur. Păi ce vrei? Vrei să trăiască mai mult? După aceea desparte, trăiește altul cu ea. Păi ce mă ești prost? Doamne, eu puță. Pot să înțeleg frustrarea unui bărbat care consideră că nu mai el aduce bani în casă și ea nu face nimic, știi? Ok, că... Dar n-are legătură. Dar are legătură, are evident. Legătură cu faptul că el știe că ea, el poate fi părăsit oricând, pentru că știe că el e prea matie și poate fi părăsit oricând și de asta el nu investește vrea să... în relație, pentru că știe că nu e de viitor și nu e sigur. Exact. Și ea spunea că Marius îi le acceptă și altcineva nu le poate accepta. Cel mai probabil lui Marius, cred că nici măcar nu-i păsa de banii pe care îi făcea ea oricum și cheltuia tot banii. Mamă, acum vreau să-ți scriu. Mai te-am simțit? Mi-e atât de foame, am un gol în stomac. A venit domnul Radu Dari. O secundă. Stai că vreau să zic ceva. Despre ce vorbeam? Despre cu banii. Let me phrase it in my head. Ți se pare normal într-o familie modernă? Deci nu ținem cont de cutume, tradiții și ce a mai fost în trecut, da? Dacă ți se pare normal, ca într-o familie modernă, în care bărbatul câștigă o sumă, da? Femeia câștigă și ea. Da. Sau nu câștigă. Să nu ne cramponăm de aspectul ăsta. Bărbatul câștigă. Suficient încât să întrețină 10 persoane, probabil. Se pare normal ca el, în momentul în care e într-o relație, să plătească sau să asigure bunăstarea casei? Să o crotească persoana de lângă el? Da. Și mie. Da, atâta timp când nu se creează o frustrare și o chestie discutată și femeia nu simte nevoia și el este împăcat cu treaba asta. Exact. Adică atâta timp când lucrurile sunt discutate și există comunicare și sunt... Nu mă adică nu consider că cuvântul ăsta întreții. Asumat. Da, nu întreții. Nu e întreținut, e întreții relația dintre voi doi. E și acum, bine, dar la el mai are o problemă mare, că Bianca nu făcea nimic și asta pot să înțeleg. Da. Pentru că într-o dacă familie cu doi oameni maturi și nu contează că ăla n-aduce bani, dar dacă vezi că ea nu încearcă să facă nimic sau să producă sau să-și găsească un drum sau să facă ceva, chiar dacă aduce 10 lei, mă să simți că face ceva și că își dă interesul pentru acel lucru. Deci el se susține tot atunci când amândoi trag cu energie evident, pentru asta. Evident, că poate sunt perioade când tu câștigi mai bine, după aia vin perioade când ea câștigă mai bine, că nu știi cum e viața. Întreținut înseamnă ea nu face nimic și nu vrea să facă. Asta, da. Nu vrea să facă nimic.
și stă numai pe... Întreținut nu înseamnă că unul câștigă mai mult decât celălalt. Exact. Cu acestea așa punem... facem. Adune ce pe masă. A venit Radu Darie de la atelierul de țațe. Trebuie să-ți faci, mă, atelierul de țațe. Băi, da. Când am scris gluma aia, lumea a citit atelierul de țâțe. Ați crezut că așa glumă dau eu. Că oricum tu ai de zis gluma. Și da. Am scris-o pe chat și lumea țațe. A râs, ha-ha, atelierul de țâțe. Nu, ăla e pentru un doctor care face implanturi. Atelierul, mamă, câte declinări putem. Atelierul de țâțe. Stai că Radu simt că a mai adus ceva cu poveste. Nu l-am mai văzut pe Radu de când am plecat la Mare Radu. Poți să zic ce mi-ai zis tu aseară? A, voi v-ați întâlnit de aseară? De ce inside, ce sfat ți-a dat cineva de vreo tartă? Ia, da? Salut, domnul Radu Dare. Sau nu, zi tu. Cum mă te pui numai la mine pe scaun aici? Ia. E și scaunul cu greutate. Spuneți, ce e acolo? Aici avem un sandwich. Să rămână, bodea proste. Și aici. A, vă lămea. Avem un desert. Păi și pentru mine n-ai sandwich? Nu, dar voiam să vadă sigla acolo, de asta. Și eu, ai și văzut la cadru data trecută, știi? M-am calculat. Am pus cutia cam prost data trecută. Exact. Bun. Asta e pentru Răducu și da. Asta e pentru... A, tine. Pentru oamenii aia din spate ai adus ceva? Au și... Împărțim. Am mai rămas și acolo. Am spus așa. Ia. Mai aproape de microfon. Acest desert este dedicat episodului de vineri. Mulțumim. Da. Pentru că avem multe straturi. Îl mâncăm puțin mai încolo. Da, exact. Adică a fost sau n-a fost? Asta e întrebarea generală. Dar nu vreau să divulg nimic din ceea ce veți discuta voi puțin mai departe. Și e un desert ușor amețit. Amețit? Amețit. În mai puțin amaretto. În puțin amaretto. Ca să te facă să nu știi despre ce e layerul ăsta? Ăsta îți place cel mai tare textura. Acel layer e o cremă cu vișine, da? Așa, deci o cremă de vișine. Mă, că unde e cu vișine, că e galbenă. Unde e, mă, galbenă? Asta, mă, nu asta. Asta. Asta e cu lămâie. Lămâie. Și am lămâie, vișină, da? Și deasupra avem puțină bezea. Și ai dat cu ăla cu foc un pic de... Foc, păi fără foc. L-am învățat de când vin la emisiune, am învățat de la mine să dea cu foc peste ele. Păi fără foc, fără foc. Facem audiență. Ia uite că mi-am luat niște vișine pe mână. Și aici cred că ți-am pus un sandwich. Ion Mihalache 20, product placement. Păi numai voi să faceți cu wine rosé ăla acolo. Ce? Da, fix. Zice sfat mi-a dat cineva, cum la câte am vorbit aseară. Cu tarta. Cum se numește următoarea tartă? Tarta iubirii. Așa, a tarta iubirii. Am zis, chiar conține tarta iubirii. Nu știu, dar până săptămâna viitoare. Ceva care gândi. Să te înșele, să fie vișină, dar de fapt sunt căpșuni. M-a înșelat gustul ăsta. Știi de unde ne luăm? Ceva înșelător, da, un gust înșelător. Putem să ne luăm ideile din chat. Din chat? Da. Din care chat? Dar stai pe chat. Păi nu, din chatul nostru. Am înțeles. Când veți lansa premiera acestui episod, povestim cu oamenii de acolo. Da, să ne dea oamenii idei cu ce să fie tarta iubirii. Ce să conțină. Exact. Hai, să vezi. Clar trebuie să conțină alcool. Dar normal. Da. Și dacă nu are destul alcool, să punem și separat. Și vă dea stupa un strade mare. Mă gândeam pe drum că aș bea un cuvă libre, da. Hai, spor la treabă. Pum, mulțumim. Pa, pa. A fost pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, de direct de pe Ion Mihalache 20, Radu. Da. Bun. Vreau să le mulțumesc oamenilor care ne-au scris în comentarii că am mâncat data trecută, că mi-era foame, că venisem la ea și atunci. Da. Și a zis, nu nicio problemă, mulțumesc de înțelegere, chiar ne-am simțit ca și cum ai sta în sufragerie cu noi și unul dintre noi, că unul mai mănâncă, unul mai rău, înțeleg. Da, mănâncă tot primul, că ți-e foame. De asta vreau să fac introducerea asta, da. Mamă, a fost pe sărăcie azi, Rad. Da, haide-mă, de ce, că arată super bine. Păi mi-a adus sandwich cu pâine. Nu n-am mai văzut la ea sandwich cu pâine. Asta. A greșit cutia, nu? A, ne-a mai adus și de asta. De ce faci cu pâine de asta așa? Ți-am povestit când era la Neața, când ți-am dat recenzie la pizza? Erai? Ce ai zis? Nu eram. Într-o duminică, noapte, comand și eu pizza de la domnul Dari. Seara, târziu, 9-10. Era o poftă de... Sau nu, era ceva, dar era aglomerat, foarte aglomerat. Și mi-a venit pizza după vreo oră cu cine a livrat-o. Udă, știi cum se face pizza în cartonul ăla. Am mâncat-o mai mult ca am comandat-o. Și dimineața la emisiune am vrut să-i spun domnului Dare că am comandat de la el. Da, de căcat, am zis că e. După care am argumentat. Da, wow. Uf. O să le dau jos un pic, pentru că vreau să mă vad la cadru. O să las doar unul aici. Spune. Așa, zic, era vina livratorului. Unde era? Da, plus că pizza trebuie mâncată acolo, pe loc. E greu să o livrezi. Și mai ales dacă e bună și e moale, pentru că pizzele astea cum se fac la noi, se fac alea tari. Astea
pe care poți să le transporti și cu tiruș, nu cade nimic, dar dacă te duci în Italia și mănânci o pizza din aia adevărată, pe aia are și ceva așa suculent. Da, 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 deci lasă. E normal. Jiu. Deci practic ce ai vrut tu să zici e că faci o pizza foarte, foarte bună. Ați dansat aseară? Ați băgat? Ați dansat? Da. Așa. Bun. Alin. A, momentul din apă. A, așa, revenind iar, că îmi floresc ele sau nu. Zice că o trage de șold, ați văzut cu toții, nu trebuie da. Să mă arăt. Că am tras-o de șold și nu s-a retras, că s-a întors cu spatele și că am pupat-o pe gât. Crezi că pot exista două puncte de vedere? Mă, la Alin nu cred, nu știu, mie mi se pare destul de sincer. Adică, bine că nu poate să zică, e, nu m-a pupat, doar așa am stat. E clar, nu? Da, adică mie nu mi se pare că e cel mai sincer dintre ei și nu blufează. De exemplu, Romeo ar putea să blufeze foarte mult, să înflorească. Da, da. M-a sărutat, am făcut și dragoste. Ai văzut meme-ul ăla cu Romeo? Care? Asta e tata lui Alin și apare un domn securist îmbrăcat. Lăsați-l, băi, încep o petiție. Lăsați-l pe Alin în pace. Este una dintre cele mai bune ispite. Își face treaba, da. Și da. Știi ce îmi place la Alin față de celelalte ispite masculine? Că m-am luat acum, că chiar voiam să zic treaba asta. Deși poate nu ar trebui. Dar Alin este unul dintre, de fapt, ispita masculină cu cel mai mare bun simț. Și problema este așa, că dacă eu cred că cel puțin la ispitele masculine, cred că concurentele care se întâlnesc cu ispitele masculine sunt mai inteligente emoțional decât majoritatea dintre concurentele care, da, care se întâlnesc cu ispitele masculine sunt mai inteligente emoțional decât ele. Da. Și problema e că atunci când tu vii cu partenerul tău și ajungi pe insulă și dai de ispite care sunt la fel sau sub partenerul tău, tu nu ai cum să-ți dai seama că relația în care ești tu este deficitară, este pentru că greșită. Nu-ți poate pentru povesti nimeni de ea, că tu nu vezi. Variantă. Tu nu vezi ceva mai bun. Exact. Tu nu vezi ceva cu bun simț. Mamă, tu nu vezi trufe, ăsta e ceva nebun. Are brânză? Așa, are, dar e bună. Ți-a pus și brânză. Ți-a pus și brânză. Așa, continuă. Tu nu vezi ceva mai bun. Corect. Tu nu vezi un om... Nu, și nu vorbesc neapărat acum de ispitele de acum, ci în general. Tu nu vezi un om mai educat, un om mai cu bun simț. Lucruri care ar putea să te atragă. Exact, un om care să încearcă să te cucerească prin alte modalități în afară de aspectul fizic sau de sau mamă ce aș păcutărescu. Iertați-mă. Corect. Cu toate că există femei care ar pica și pentru aia, pentru că de altfel evident fi... că pică. Dar doar că aici parcă un pic. Da, ar trebui să le arătăm și nu să le arătăm, dar trebuie să le arate și alte variante. Nici fetele ispite nu au un coeficient de inteligență emoțională ridicat. Nu, dar se bazează pe sexualitate, știu, cum am văzut. Dar acolo e puțin diferită, da, pentru că la bărbați e altfel. Acolo exact. Și vin oameni precum Marius, al căror instinct este să oi, și cumva, na. Cumva acolo e puțin mai susținut să se îmbrace mai sexy și să apeleze mai mult la sexualitate. Deci asta se întâmplă aici, știți, cu toții? O pupă pe gât, o masează. Bun. Practic ăsta ne-a dovedit că e clar îndrăgostită de el sau că îi place de el. Aș vrea să știu dacă... Dacă se dă cu strugurel pe buze. Nu. Dacă... Unde-i, mă? Dacă au voie să se ducă după anumită oră sau cândva, că ei pleacă în mare seara și își dau jos la valiera. Sau mi s-a părut mie că își dau jos. Nu au în apă. Nu au în apă. Sunet nu există. Deci n-auzim absolut nimic din ce e acolo. Doar din ce părăște băiatul. Eu cred că în mod normal nu ar avea voie. Doar că dacă ești acolo și vrei să scoți ceva de la ei, producția cred că îi lasă la modul. Dă-le jos. Dacă ea se simte safe, dă-le jos. Și după aia dacă e ispita profi, părăște. Which it is. Cum a fost aia? Ne-am pupat sub apă. Da. Am încercat să ne pupăm sub apă, dar ne-a intrat apă în gură. Asta se întâmplă sub apă, de aia scafandrii au chestiile alea, că le intră apă în gură. Hai să te pup. Bă, yoga. Vă las doar să vedeți un pic imagini. Venea Roxana, după eu. Hai, după eu. Și nicio problemă. Aici Panorama a făcut yoga cu amândouă. Vezi, nu mai e o problemă când el face treaba asta. E o problemă când primește el. Vorbește un pic ca Claudia, te rog. Ca ce? Ca Claudia. Nu-mi place că ce-a făcut rău aici. E urât cu două femei. Dar
Aici... A fost fix, aici a zis producția. Ceva de descris pentru că ce putem eu să facem? Să le arătăm toate cururile, dar să fie justificat. Să nu luăm amendă. Da. Oh, yeah. Oh, yoga în bikini. Și asta ca asta. Cuplurile de bărbați cu femei cum sunt? Stai, stai. Ajungem imediat. Da. Yes. Yes, dacă yes, baby. Asta, puteți observa în imaginea luturată cupluri mixte. Da. Că avem și avem femei. Și două femei. Da. În background puteți observa două exponate mascule care vor începe a dar prin nu, a face. Nu, ce? Nu, nu. Cum să nu? A, se vede acolo. A, nu, la, nu la. Se vede aici în consul ecranului. Stai. A apărut un pic. Vede imaginile, având în vedere că ea îi punea GPS peste tot. Să vadă așa ceva cu două, le ia, cum le învârte, cum le sucește. Doamna nu mai are grimase de la câte are băgate în față, nu. Nimic, nimic. Aduce și mie un șervețel, vă rog. Între timp, pe insula cealaltă, idila dintre Romeo și Emma continuă. Ia mai joc cu prietena mea, Emma. Prietena mea, Emma. Prietena mea, Emma. E interesant. Mulțumesc. Vă dați seama că nu puteam să mă limitez să le las cumva să se supere una cealaltă. Am zis, dar bă, el cum o fi ajuns cu amândouă? Trei, hai să fie. Că nu era date, nu era nimic. Așa s-a, așa s-a, așa s-a nimerit, da. E asta prima dată. Da, uite aici, uite aici. Ai, na, astea sunt imaginile care îndreptățesc celălalt tip de privitor, da. Să zică... Da. Ce emisiune, exact. Ce curvă sereală, da, ce... Genul ăla da. De om care zice da, las că te pune în niște situații, da, niște contexte, da, aici normal. Da. Doar că tu nu ajungi aici dacă nu dai semne că ești dispus să faci treaba asta, normal. Adică de ce nu e, adică de exemplu, de azi... Iulian în locul lui, exact, Răzvan, exact. Pentru că n-a acceptat. Exact. Producția te va pune niște situații în care știe că te dacă te lași condus. Și dacă te lași lăsat, va ieși, da, content. Evident. Am văzut că dacă el o dă spre partea asta mai sexuală, o dau și eu, ca să pot până unde are energie masculină un pic, Roxana. E. Yeah. Da, da. Dar nu, nu, da, nu mult mai masculin decât aia feminină. Mie îmi pare că e foarte hotărâtă și știe ce face, da. Ce să mai a fost o... ora amuzantă pentru toată lumea, că toată lumea era... Mai mult pentru voi. Ce vorbeam noi, mai ales ce Chris. Băi, picture, 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 picture. Ce face ala cu două? E cu două! Și oala nici nu vrea să pună piciorul după cap. Erecție level 3. E cu două! Asta e amuzant, că el este puțin libii și când îi vede pe ceilalți, da, da, nu da. Doar la el și la oana sau la celălalt. Deci el era fiert, se uita în continuu spre noi. De ce nu dai, Doamne, și mie? Ce norocos e domnul Răzvan. Cât mai face Oana treaba, da, asta cu mâinile? Las că, da, iasă că poate iau eu mâna lui Oana episodul viitor, da, și... Da. 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 Ce? Bă, ce cum e zăbala îi lipsea de aici, știi? Bun. Zăbala. Încheiem yoga sau nu încheiem yoga? Mai avem câteva imagini. Păi nu, da, trebuie să ajungem la imagine. Acum, cu... acum vin. Uite, bă, bă. Da, uite. Oh, oh, uite la asta, durere. La Marius. Excellent, excellent. Bam. Mai ispitește și Oana un pic mai. Da, o ia fines. Îi mai aruncă, exact. Fines. Cu toate că, cât vorbeam mai devreme de unele fines, unele impulsiv, cu toate că Bogdan nu e fier neapărat pe tipul ăsta de comportament. Bogdan? Lui ar plăcea să fie mai direct. Ăsta, Marius. Ai lui îi place că e și așa. Da, da, dar l-a luat și așa. Problema e că atunci când l-a luat și așa, da? Eu cred că el și-a dat seama. Și-a dat repede seama. A avut un bă, stai că sunt la pe insulă, stai că se vede tot. Atunci când a intrat în cameră și-a dat, da, seama. Exact. E un pic cam mult. Da, da, că da, se vede, da. Tisile lui Răzvan, cred că a fost mai amuzant acolo, dar după posibilitate. După... Băi! Băi, a fost mișto acolo, dar acum a
așa am picat. După ce că o zici că femeia e perfectă, da, pentru a fi soție, după aia zici după posibilități. Bă, ești măgar. Ești măgar. Bă, ești măgar. Ai ridicat păi așa o atragi tu, mă, după posibilități. Bă, măgarule. La mine a fost bugetul doar de... Auzi tu, glum. La mine asta a fost bugetul, doar de... Bă! Cum să o spun? Tu nu ar trebui să te reproduci. Stai, nu fi așa dur. Iar mă uit în cameră, că iar am o idee motivațională. Da. Nu poți să ascunzi orice bădărănie în spatele unei glume. Da. Nu, umorul nu poate justifica orice replică. De-aia se și ajunge la politically correct. Pentru că în momentul în care tu ofensezi pe cineva, nu mai e glumă de ambele părți. O glumă este o glumă la care râd ambele părți. Dar tu când faci o glumă bădărenească despre cineva care este în dreapta ta la jumătate de metru, în care gluma își bate pur și simplu joc de ea, da, a fost o glumă, că așa a fost bugetul. Problema e așa cu oamenii care încearcă să facă glume. Din mica mea experiență în așa, acest domeniu, am mă ocupat cu glumele. Că sunt foarte mulți oameni, cum de exemplu a fost și anul trecut domnul Bucniș, care a încercat să motiveze că este o glumă. Da. Unul la mână. E o diferență foarte mare între oamenii care se ocupă cu glume și oamenii care nu se ocupă cu glume. Livratul. Nu înseamnă, pe lângă livrat, nu există glume bune sau proaste. Corect. Glumele țin doar de context. Gluma este bună sau proastă în funcție de unde ești, cu cine ești, care este relația dintre voi. Exact. Și aici greșesc cu oamenii când, că de exemplu, aud acum la noi că facem o glumă. Exact. Uite, noi facem gluma asta. Ei, atâta mi-a permis bugetul. Da. Și este amuzant, pentru că noi doi avem o relație. Da, noi suntem în contextul respectiv. Exact. După aia el ia aceste cuvinte și le pune în contextul ăsta. Exact. Unde relațiile nu mai sunt la fel. Ea este o femeie, raportul dintre ei este complet diferit. Mai sunt alți oameni în jur. Eu atâta mi-am permis. Păi de ce n-a mers? Că ce l-a zis-o? Dar stai aceleași cuvinte, ce? Da! Nu. Plus că, evitând astea, că a greșit contextul, da? Da. Nu știe omul să facă o glumă, da? Tipul glumei, comparația asta materială... Cu o femeie pe care vrei să o cucerești, pe care vrei să o cucerești. Atâta mi-a permis. Dar e din nou cum se raportează el și bărbații de genul lui la o femeie care este sub nivelul lor. Deci în momentul ăsta el a zis că gata, Oana nu mai e cea mai șmecheră, pentru că iau-te cu doi de dor mai mișto. Păi de ce e mai bun decât o Oana? Două Oana! Ce-i mai fals decât o Vioară? Două Vioare. Bun. Da, ia Finuță s-a abținut că le simte. Ce ziceai când avem de povestit episodul ăsta? Bogdan a trebuit să se mulțumească cu o singură ispită. Cât avem oră? Da, trebuie și o oră. Uite-l. Trebuie să împinge aici și umărul. Umărul ține tu. Ca să poți să stai cu spatele cât poți să le drept. Iar Marius. Unde pune mâna? Ai văzut cum? Ta-da! Aici. Asta a fost... Limbajul corpului spune că mai îți domin aici. Ia vino mă încoa. Ia vino mă că te fac niște yoga de asta, ia fi atent. Iulian s-a mulțumit unul în companie. Ce? Ce? Op. De ce nu face și Iulian așa? Dar le place să se uite. Păi da. De ce au refuzat, dar se uită. Dimă, ce? Ia mă, bă, pe spate, nu-ți fie, bă, teamă. Aoleu. Da, e foarte... Du-te-mă de aici! Du-te-mă de aici, ia, mă! De ce ăștia ori făcut ei, mă? Aleu. Este izvor nesecat emisiunea asta, mă. Oamenii Oi. Sunt... Palață? Bravo, tată. Bun. Așa. Doamna mama. Da. Vine mama să-l cheme la masă, Palin. Da, fix. Înainte de asta, ia contextul. Ea stătea pe plajă acum, el nu s-a întors, n-a ieșit din cameră de dimineață. Da, exact. Ea panicată, de să ce nu vorbește că era ora 10, la 8 trebuia să iasă, că ea a ieșit la 8. A ieșit la 8. Și unde e Alin? A trimis întâi după el. Da. Romeo s-a dus, a intrat, ăla făcea pipi săracu, nu l-a găsit în cameră. Da. Cine știe ce făcea omul? Nu e în cameră. Nu l-am văzut în cameră. Unde e? Bianca, unde e? Îl trimite mare după aia pe Bogdan. Da. Trimite-l și pe ăla. Trezește, ăla zice că vine. Nu vine. După care Bianca ia problema în mâini.
nu știu ce făcea. Am luat și eu problema mâine. Abia când am putat 3 ore la ușă. Și cred că dorm, da. Cam atât. Mă, nu știu ce făcea. Păi era în pat așa întins și era cu plapul. Avea și ochii, nu știu ce înseamnă asta, avea ochii închiși, dar aș merge pe faptul că dormea. Mă, cred că dormea. Ce părere ai? E posibil. Nu, nu crezi că dormea? Da. Alți ok, mersi. Am încercat. Dar stă puțin. Da, eu cred că el aici o juca. Deci? Supărarea. Da, juca supărarea, pentru că trebuie să o atâțe și el cumva. Pentru că îi dai, dai, dar la un moment dat, cum zicea și Daria, cu Răzvan... E fix ce făceam eu puțin, într-a 7-8, dar nu mergea. Eu mă duceam la petreceri și am văzut eu în filme. Așa. Petreceri la cineva acasă, în apartament. La serate. La serate. Și aveam câte o fată de care îmi plăcea, evident. Și jucam cea mai proastă carte pe care am mai zis-o într-un interviu, pe care puteai să o joci vreodată. Am văzut eu în filme că atunci când unul stă separat așa de grup și jos și supărat, vine o fată la el și îi zice, hai să-ți fac seara mai bună. Și își dă chiloții. Numai că eu nu mai dansam și la un moment dat, știam că îmi place de fata aia, dar nu știa cum să-i atragă atenția. Da. Și era rușine. Și zic, mă pun aici jos, mă, pe fata. Și stăteam acolo 2-3 ore, nu mă întreba nimeni nimic. Și după aia apărea colegul meu de bancă. Hai mă acasă, hai acasă. Deci nu merge asta cu agățatul așa. Da, el o cunoaște pe, pe Bianca. Am spus doar bună dimineața. Bianca e mai micuță, e mai matură. O să meargă. Pentru că vezi, a activat-o. În capul ei are ceva cu mine. Nu mă duc și trebuie să rezolv. Sau poate era omului rău, mă. Poate îl vrea stomacul. Dar și zis că nu se simte bine. Haide, vină afară. Haide. Mama, haide, ieși, că nu poți stau aici, că e nasol. Nu sta! Nu sta! Dar nu sta! Hai că nu poți să stai. Toată ziua? Păi el n-a să vine și mori. Păi eu... Da, așa e, pe cuvântul meu. A venit toată lumea după el, lăsați-l omul în pace. Ce, nu pot să stau? Uite, am venit pe insulă, mă cheamă să mănânc. Am citit... Și de ce să ies? Că nu pot să stau eu aici. Am citit, am un documentar. Știi că ți-am zis că mă uit la niște serii cu profesorul ăla, da. Dumitru Borțun. Dumitru, l-am poreclit altfel în episod trecut. Vorbește de comunicare. Și zice de comunicarea asta între mamă, fiu, să zicem. Când fiul... Sunt trei tipuri de comunicare. Lumea întâi de comunicare, obiectele și toate chestiile astea. Da. Lumea doi, chestiile, rigorile. Okay. Și lumea trei, talentul fiecăruia. Adică lumea lui. Ah, ok. Știi? Modul lui de înțelege. Și un părinte trebuie să comunice pe toate trei limbajele. Adică... Tu când mama când îl cheamă pe copil la masă și îi zice în continuu, hai odată, haide, din 5 în 5 minute, vino în 5 minute. Și copilul face ceva ce îi place, adică se joacă, da. Sau compune, sau cântă. Și el zice 5 minute, 5 minute. El nu vrea să coboare de fapt din lumea a treia în lumea a doua a comunicării. Da. Tu ești acolo cu mama și știi că trebuie să mănânce, dar tu nu vezi că el e captivat în lumea aia comunicării, care comunică mult mai bine cu el decât o faci tu cu niște lucruri. Nu-l interesează mâncarea. Practic îl forțezi să facă ceva împotriva exact, lui. Exact, și le enervezi făcând asta. Da. Și zicea că cea mai bună fază, după ultimele studii a unui părinte pentru copil, să arate supărarea, e să nu țipe la el. Dacă țip la el, copilul se obișnuiește cu aia și nu o să te mai asculte deloc, ci ignorul. Te întorci cu spatele și îl lași pe copil. Să înțeleagă singur. Să înțeleagă că s-ar putea să piardă un lux pe care îl are. Are sens, da, nu-s fraierici ăștia. Băi, deci îi fac studii ca să înțeleagă. Nu, că nu pot să vin, dar uite ce fac. Dar de ce uite ce fac? Nu ți-a cerut nimeni. Acum vreau. Eu acum am nevoie, ca un copil, mă, eu acum vreau. Haide! Doamna, lăsați pe Alin la joacă! Deci cu piciorul în pământ, dar nu vreau. Haide! Ăsta săracu, du-te, fată! Mă doare burta, acum. Lasă-mă! Acum! Cum acum? Trebuie să ridice și el din pas, să spele la gură, la corp. Răcise, ce zic că răcise. Ești mai bine acum? Ești mai bine? Ah, nu, no, that's good. N-am de ales. Ești mai bine? Deci, în cameră mi-era rău. Dacă m-am mutat aici, nu mi-a trecut. Mi-e rău, dar m-ai forțat tu. De ce mi-ar fi mai bine? Tu cum ești? M-am și bine, lăsat-o. M-am și bine, o fată. Ce anume?
M-am simțit personal, am avut o stare, m-am simțit vinovată. Ok, hai că ai pus punctul pe I, hai să dezbatem asta. E vinovată că ai făcut asta, în mare. Că te-ai lăsat ispitită puțin. Play by Carlos Santana. Haide, mă! M-au întrebat că... Bă, și-a un avânt în discursuri. Bă, și cum să... Deci fii atent. Deci le gândește. M-au întrebat ăștia. Și de asta îi și captează încrederea. Că o fraierește cu asta, știi, când vine așa... Vezi că mi-au zis ăștia, dar eu nu le zic ce face. Vezi că... E sentimentul de încredere. Da, le face în capătul ăștia. Să spun ce s-a întâmplat aseară, că nu se vedea nimic și că ce-am vorbit. Dar nu-i vorba de asta, e vorba de... Ascultă-l! Și de tine, că ai starea asta așa. Au insistat să spun și am zis că nimic, că deci aveți tot alea. Când... Aveți astea la gât. Nu puteți când le aveți să vorbiți despre ceva ce s-a încheie secret. Și acum nu-i... Vezi că se aude și șoaptă. Și m-au întrebat de ăștia... Și fii atent, ea răspunde orice. El își continuă povestea, el tace, lasă... Ok, deci, continuă. Mai iau de la capăt. Dai să prinde cadrul, că nu se vedea. Și zic că notam. Păi era noapte. Tocmai să ne răcurim că băusem ceva toți. Da, și ce ați vorbit? Vorbeam de mari, se plângea de relația. Păi chiar asta am vorbit. Da. Asta s-a întâmplat. Ce-a acoperit ea minciunea. Deci a zis pe bune. Deci, da. Deci asta, băi, băiatul ăsta e... Deci cum a jucat-o pentru ce mine. Da. Deci el mă acoperă. Ia, bă, vezi că ăsta, bă, păcălește emisiunea, mă. Îi păcălește. Nu, mă, îi facem. Îi facem. Credeam că din mine mea e supărat. No. M-am simțit vinovat. Că ce? Adică m-am simțit vinovat și față de mare. Că ce? Așa m-am simțit ca... De ce, mă, Bianca? Am încercat să o liniștesc pentru că a deschis subiectul de cum va reacționa Marius și ce va face ea. Că Marius va vedea și se va despărți de ea. Și ce îi va spune. Și atunci îi spuneam că discutam despre, adică ai venit să discuți cu mine despre el. Adică să-i dea acest material, să vadă că noi doi eram pe plajă, dar discutam despre el. Deci ei acum se duc deci pe plajă. Își creează un alibi. Mamă, asta n-am prins-o atunci când m-am uitat la ea. Nicio, dar deci de ce își creează un alibi? Deci ei se duc acum pe plajă să vorbească numai de Marius. Ca să motiveze, oh, că și seara trecută când au fost pe plajă au vorbit de Marius. Mai de aproape. Mai de aproape, da. Păi nu, ne era rău. Am beut aseară. Și mi-a luat rău și a zis, hai să ne notăm în mare. Și Marius a spus, Marius, cum faci ea? Numai de Marius. Da, și doar de Marius, numai de Marius, că se plânge. Și mi-a arătat cum o lua Marius de mijloc. Da. Îmi spunea așa. Am încercat să ne și pupăm și bapă, mi-a arătat de el. Mi-a vorbit de Marius sub bapă, deci. Marius, așa, ia să vede, că n-ascultăm tot ce zice pe Marius. Da. Zic. Dar cine-i cerut când ai plecat? Păi și ce vrei să fac, Dan? Păi Dan, tu concurezi... Prima ceartă. Prima ceartă din liceu. Păi și cu ce m-am adevărat. Păi și cu ce m-am zis? Și cu cine vrei? Pirații în casă, stai cu 15 ore. Nu știu că mă simt vinovată, adică nu-i suficient că mă simt vinovată pentru ea. Știi, își trage drăghiță. Ce vrei, mă? Am capes altea. Mă simt vinovată. Ca simțit să... Ca prietenă! Mă simt vinovată, nu, nu? Cum se simt vinovați? Excelent. Da, mai, că nu te-am ca și om. De ce n-ai vrea mică, să povestești în continuare de... E mică. Păi pentru că e interpretabil când eu stau cu tine, că e o chestie, adică înțelegi? Acum nici măcar nu mă înțelegi. Cum e interpretabil dacă îi mă întrebat? Înțelegi că nu mă înțelegi. El a zis omul nici da, nici nu. Dar cum înțelegi dacă nu înțelegi? Păi eu, păi deci nu mă înțelegi. A încercat să zic că asta e aur. E o chestie, adică înțelegi? Nici măcar nu mă înțeleg. Cum e interpretat dacă îi mă întrebat? Înțelegi că nu mă înțeleg. Nu zici că mă înțelegi dacă tu nu mă înțelegi. Bă, și ce am făcut? Deci că ți-am respectat dorința. Păi da, dar de ce mă faci să mă simt vinovat? Dar nu e... Mamă! Am izolat. Chiar asta ai făcut. Nu m-am izolat.
am fost pe plajă, m-am bronzat. Dar nici el nu răzbăi. Tot dialogul ăsta este clasa a 6-a. Da. Băi, de așa, numai ce vrei. Dar de ce te-ai dus? Dar nu m-am dus, eram în cameră. Păi mă, faci să mă ții vinovat. Dar nu, eu am fost să mă plim. Ce că am trimis? Adică nici nu poate să-i răspundă maturi. Eram în cameră, de, băi, mi-era rău. Bianca. Deci, fii atent. Eram în cameră, mi-era rău. Am vorbit cu el, am spus aseară că am vorbit despre Marius. Asta este tot. Nu, tu nu înțelegi. Păi, de-a dat lăsă-mă ce să înțeleg. N-a venit ca vrut. Eu i-am trimis pe toți. Te-am trimis și pe Romeo și nu te-a găsit. Mă căcam, iartă-mă. Și ea s-a fi gândind. Ce idiot, Romeo, l-am trimis și pe care l-a găsit, ăla era în cameră. Eu nu l-a văzut. Mai creează dar și eu, altora. Și nea Romeo, nu s-a gândit să țipe. Bre, da, ești aici, ești în baie. E în camera asta. Aia au fi zis, nici nu s-a dus Romeo. Da. Ca să evit să vin eu, pentru că știam că venind eu să vede, să ce caută Bianca, care are o relație cameră la bărbat. Sau... De ce îl trezea. Asta hai, că chema la masă. Exact. Să, să trimiți pe cineva să te adevăr. Mamă, nu mai pușor, eu au vrea din asta. Te-a afectat destul de mult și... Te-ai simțit prost că cel mai încărcat, dar nu mai încărcat. Mamă, bă, ce inventează, ce scenarii. Deci discuția de aseară m-a încărcat. Ia, vezi. Să uită după cameră. Marina, păi, că nu se mai vede iar și chiar e trebuit. Hai mai așa. Dar nu-mi poate, Bianca. Și s-au dus departe unde se întrerupe semnalul audio. Dar nu-mi pasă, Bianca. Bianca, nu-mi pasă. Tu nu înțelegi că ce facem nu-i mai ce important? Ce faci? Dar auzi cum o zici. Lasă-mă. Marina, păi, că nu se mai vede iar și chiar e trebuit. Hai mai așa. Dar nu-mi pas, Bianca. Lasă-mă că... Deci dacă mă enervez, renunț acum la top, Bianca. Ăsta ar fi un dialog bun de Adela seara. De telenovelă. Tu mă înțelegi că Bianca nu-mi pasă. Dar tu nu mă înțelegi că nu mă înțelegi. Dar nu-mi pasă. Bianca, trece aici. Nu ne văd camerele. Ce-ți fac? Păi, dar nu vorba că fac mie. E vorba ce se vede. Ce se vede? Că vorbim de Marius? N-ar vorbi de Marius deloc până acum. Asta se vede. N-ați vorbit deloc. Că ai fost afectat de... Da. O fată care îi povestește la 500 de metri de mare. Doar undeva. Doar undeva. Ascultat, dar o să-i arate lui Marius cadre cu noi. Și atunci îi spuneam eu, ce cadre? Că nu există niciun cadru cu noi. Adică, de pe timpul ne-am ferit, nu există niciun cadru, da, dar el poate interpreta că noi am fost amândoi pe plajă. Câtă muncă să da, te gândești, poate... să da, te ferești, să stai, dar de fapt, dacă, dacă, haide, păi, mă. Trebuie să creeze lere din astea, mă. Să zice, viață complicată. Ca să o convingă pe ea că ceea ce au ei este ascuns. Minciună peste minciună. E vorba de ce vrea el să vadă. Înțelegi că poate să zică, păi, tu ai fost cu unul. Și atunci, dacă e vorba de ce vrea el să vadă, să nu e problema ta. E vorba de ce face el. Oare atâtea grijă și face și el pentru mine? Ia uite. E fiert, știi cum? Ia, fii atent aici. Dar uite ce față are. A, nu s-a întâmplat încă. La el se văd grijile. Nu s-a întâmplat încă. Pupa, nu-l pupa. Auzi tu muzică de western? Ce-a fost? Vestul sălbatic. S-a ars pe fățucă. Ce te strâmbă aia, mată? Strâmbă, se strâmbă. Mersi. Mai dai și ce faci asta? Trece roșar. Omul e obișnuit, bă, de tractor, îl bate soarele în freză. Îl interesează pe el de cremuța lui Oana. Ce-i asta? Vino tu să mai dai din seara, că eu nu știu să mă dau pe față. Cum? Că nu folosesc, dar ampera tare. Ne întoarcem. Scuze, doar am derapat puțin acolo. Că n-are nicio treabă. Ce mai vorbiți? Adică... Adolescenți, adolescenți. Da, același lucru vorbiți. Vinovat, dar și mi s-a părut. Același lucru. Da, nu s-a schimbat nimic. Nu înțeleg. Îl făceai niște semne. Am înțeles ideea. Înțelegi? A, vin aia și... Păi văd să faci. I-a zis că ar vrea să plece de pe insulă. Vrei să pleci? De ce să pleci? Zi porcării. Nu mai zi porcării. Păi nu te vei întoarce, nu mă voi găsești. Bă! Hai, mă! Hai, mă! Am zis doar. Dar nu mai zic, porcă. Nu mai zic. Bianca,
e un copil. Da. În inteligență emoțională. Da. Însă nu-i fraier. Deloc. Și e cute în inocența asta. Da. Cu toate că n-ar trebui să aibă discuția asta la 25 de ani. E cute, este e adevărată. E adevărată, da, exact. Da. E sincer, real, sincer. Tot, dați discuții de 12 ani și reacții de 12 ani emoțional. 14, 16, nu neapărat. Amo! Nu ce că pleci? Nu ce că pleci? Tu înțelegi că nu pot să mă lipsesc de aceste discuții despre Marius. Da, sunt fan, dar e fan, e fan, este. E fan. Așa, ce mai fac ăștia aici? Au venit și ceilalți, nu mai pot să vorbească. Doar privirile. A apărut ispita, ispita da. Camuflată. Da, e Dan, Dan cu Daniel, nu? Dan cu Daniel, da. Dan, Dana. Bă, Dan, Dana. Da. Ești mai dramatic decât Emma. Ești mai dramatic decât... Asta da, jignire. Asta da. Nu cred că e de... Chiar dacă eram văzut. Simt în largul ei, cred că Alin o înțeleg. Se simte, ok. Gata, ajungi. Mi-au luat energie. Săracul Bogdan. Urmează Bonfire la băieți. Da. Ne apropiem de final. Hai să... Cred că avem o oră jumate. Ah, cred e bine. Să vin eu aici. Bogdan, săracul e chiar afectat. L-a scurs la un cheto cu noi despre tine. Și-a făcut scenarii că... Pe ce? Că ar fi băi, pentru el focul. Băi, suntem toți aici. Ah. Da, știu. Nu sunt singur. Ok, bă, dar și el știe, el știe. Conștientizează că ea așteaptă un... Un grălig. Și îl consumă, e sensibil, e foarte sensibil. Nu știu, am o tensiune maximă. Și nu cred că el e așa. E sensibil vis-a-vis de Claudia. Da, pentru că ea i-a redat un echilibru exact. Pe care el nu l-a găsit niciodată exact. Și e frică că dacă pleacă Claudia, el își pierde echilibrul ăsta pe și care l-a place câștigat. Așa. Da, că a învățat chestia. Mare și el problemele dezvolt... cu, nu exact. Cât avea cu alcoolul, dar cu păcănele. Da, 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 l-a adus pe linie. Da. Nu vreau să cred o secundă pe Claudia. Dar nu e Claudia. De unde știi, bre? Să dea Dumnezeu. Bă, unchiule, nu e Claudia. Și asta vorbește dacă cu o certitudine. De unde vrei, da, Iulian? Dacă zice numai unul, hai la Bonfire. Păi oricum unul e, nu știi toate. Aiurea. Că nu știm pentru cine s-a aprins și automat cu toți suntem un pic afectați și emoționați. Mai ales că probabil o să vedem și o să avem și un Bonfire și o să vedem Marius imaginele. Se fier deja. L-au luat. Știe ce s-a întâmplat de s-a aprins foarte. Știe. Unul singur, e sigur, da. Pentru mine. Sper să nu fie pentru el, anyway. Nominalizez pe cineva, nu o văd ca pe o loterie, fiecare știe foarte bine pentru ce test. Când îi întreabă Radu pentru cine... Răzvan? Da, pentru cine cred. Pentru cine crezi că a fost aprinsă flacăra istibilă? Îți dai seama că toată lumea speră că nu e flacăra lui, dar nu știu, sper să fie o limită foarte fină care a fost impusă poate chiar și de mine sau de cineva și atunci să... Ok, deci, sper să fie o limită fină, că dacă e una dintre limitele alea fine, da. O trec cu vederea. Păi da. Nu-i tot limită, nu tu ai pus-o, că e limită mai puternică, limită mai puțin puternică. E limită. Căcat. Tu? Da, și eu sper să fie o limită mai fină sau să nu se întâmple ceva grav. Și eu mă simt printre cei vizați, adică da, toată lumea printre cei vizați, da. Dar sper tot de să nu fie ceva. Ai fi bucuros dacă ar fi și pentru tine? Nu, sunt nicio formă, nu aș fi bucuros dacă ar fi pentru tine. Eu frică de ce s-ar putea întâmpla. Da. Deci dacă ar vedea ceva cu Bianca, moare, turbează. Turbează, băiat. Vezi că el e sigur, a fost în poziție de dominanță toată relația. Da. N-a se așteaptă acum să... Și pe el l-a lovit în orgoliu. Și la fel cum zice el, el se așteaptă de la el. Da. Dar de la ea nu se așteaptă. Pentru că el i-a zis ei. Aha. Eu poate fac, dar tu mi-ai zis că ești îndrăgostită, zic că nu o să faci. Și dacă faci, nu e frumos. Dar ai zis, dar tu ai zis că nu faci. La altă a insulei, că probabil una din ele a greșit și așteptau cu nerăbdare să ne spună Radu despre ce este vorba. Dar erau înjurați, erau pierduți în gânduri, erau priviri da. Pierdută fiecare. Normal. Aici se da. Tachinează unii pe alții, nu? Vorbesc despre da, ce vorbesc putea despre fi, ce-ar bla putea bim, fi. Bla blum. Haide că începe Bonfire-ul! Opa-i la-la! Opa-i la-la! Scuze. Ei, nu aș fi vrut să văd niciodată, probabil. Nu știu, un sărut, o chestie mult mai... Aici l-a întrebat cine ar vrea să vadă. Tu ai încălcat vreo limită? Ia! Din punctul meu de vedere, nu, dar am avut câteva... Boss!
De punctul meu de vedere, nu. Dar nu poate să fie punctul tău de vedere când tu primești o listă. Exact. Fii atent, ia-ți dă o listă. Priviri. Eu zic, fii atent, astea sunt limitele mele, ți le dau ție. Da, da, din punctul meu de vedere nu e. Da, da, ai fost de acord. Ești de acord, nu poți să zici, nu sunt de acord cu ele, dar le accept. Păi să zicem, priviri. Păi ți-ai tras priviri cu Ana. Cu Oana, cu cine-și trage, cu Dari. Da, deci, mi-am tras, dar eu nu le cred limite. Din punctul meu de vedere, n-au fost priviri de alea. Păi eu le cred limite, ce facem? Păi și cum facem? Păi e părerea ei. Deci n-are dreptate, domnul Răzvan. Play. Ba, eu știu, nu știu, apropieri mai mari cu Roxana sau cu Daria sau... Sau cu Daria! A pus-o prima pe Roxana! Sau cu Daria! Dar nu la modul la care să se ducă într-o zonă senzuală, lascivă. No. Să mor tu că ai zis asta! Că ce bine stă de sus așa să-ți fac o poză. A, poți să-ți scui pe gură. Da, Daria, da. Măi, așa facem noi. Noi genul ăsta de oameni suntem. Da, da. Ce așa faci? Cum adică, men? Mă, dar aveți memoria scurtă. Nu i-ar plăcea Emei să vadă? După cum știți, Ema s-a supărat și când am ales-o pe Daria. Bă, lipsa de... Nu era o chestie, nu trebuia să fac ceva foarte, foarte, foarte grav ca să o supăr pe Ema. Ema e destul. Lipsa de recunoaștere și de adevăr este la amândoi la fel de mare. Se merită total. După... Nu știu dacă se merită sau nu se merită, dar clar au probleme asemănătoare. Asemănătoare. Și chiar dacă nu se vede de multe ori, și el are aceeași dramă ca ea. Da. La ea e mai, el e mai ascuns că e băiat și e exact. Dar la fel. O să vedem și la el. O să vedem și la el. Spune-mi, crezi că Romeo și-a jucat foarte bine rolul până acum, rolul de ispită? Da, domnul Radu. Este exemplar. Dar crezi că pentru Ema, Romeo ar fi un bărbat cumva pe placul ei? Nu știu, nu cred. Există o mică posibilitate. S-ar putea să fie chiar o chimie și să lege o relație de aici. Nu știu. Poate că ea... Asta simți să facă. Sau poate a fost o chestie... Stai să se rănește imagini, Răzvan. Reflectând la ceea ce a văzut ea pe camere cu mine, probabil. Iar asta cu simțitul mă scoate din sărite uneori. Asta am simțit. Asta... Florin, am simțit să îi pun mâna pe cură. A fost o chestie de moment. Și de adică aici să-mi dau... Da, pentru că eu de asta am venit aici, să-mi dau liber simțirile. Și dacă am simțit? Înseamnă că e corect. Vrei, nu ce vrei, să-mi pun frână? Păi dacă îmi pun frână, nu eu sunt pic eu. Destul. Măi, bă, bă, mă, măi, bă, dar păi e funny cum încearcă oamenii să iasă din propriile venit, cuvinte. Da, exact, n-ai venit aici să încerci să-i demonstrezi partenerului, partenerei, că nu o încerci, că te abții, a te abține ce înseamnă? A te controla, a te controla ce înseamnă? A nu-ți da frâns în ține. Dorești să le vezi? Sfântă macaroană. Da. Dorești să le vezi? Hai să le vedem. Ia să le vedem, Răzvan. A, cum ai... Te-aș vedea lângă un alt bărbat. Mai brunet, ai, mai dura ceva, asta. Așa, dura. Eu am avut numai bărbați bruneți. Aici, pentru el s-a încheiat. Aici, ăsta e knockout. Ăsta e knockout. Runda 1, a intrat, i-a dat, a făcut un șucă. Nici nu mai interesează ce se întâmplă acum. A luat decizia în momentul ăsta. Exact, exact. Păi, după aia, de aici încolo, în urechile lui sunt... Păi stai așa, ia vezi. Mult mai înalți ca mine, mult mai... Dar la Răzvan, când le-am văzut și n-am crezut... Pentru un om care s-a transformat și care face 4 ore de sport pe zi, exact. E cea mai mare jignire. Da, să te ieși mai de aspectul înalt, lui fizic. Mai... Da. Ah, da, și nu o să văd niciodată, probabil. Eu am fost surprins. Ce asta? Dacă era blond, era ok. E roșcat. E rău, deci... Deci e roșcat, nu e blond, e rău de tot. Tu chiar te văd cu un alt mare. El mic este. Nu înțeleg ce-ai văzut la el. Așa te văd eu, e părerea mea. Părerea, cum e părerea mea. Părerea mea. Nu trebuie să te superi. Eu doar zic că nu spun că te superi. Da. Pe ce ai plecat tu, când te-a chemat Radu, ne-a zis Daniel, știi că de obicei când vine Radu în casă, se întâmplă lucrul anul trecut când am venit în casă, a venit pentru că un băiat de acolo a vrut să închide relația. Să știi că dacă Răzvan mi-ar zice chestia asta, mie mi-ar ușura treaba. Gata. Al doilea. Deci fii atent, a căzut, a venit the referee și a făcut 1, 2, sau nu, 10, 9, 8 și a fost, pot să mă ridic?
Și după aia am mai primit un picior. Hai, uite, zâmbetul de... Au, feria. A doua, da, dar ce zâmbet trist. Da. Dar tu să fii liniștită. Mm-hmm. Tu să fii ajuns la un comun de acord. Tu trebuie. Nu, am ajuns de acord că nu merită. Moment, a prins toată ciuda din lume pe Claudia. Da. Toată ciuda. Ea e unul din mari vinovați pentru că ei s-au despărțit. Bravo! Pentru că ea a fost singura de pe insulă, da. Că rest Bianca... La care lucrează de la început la Emma să se despartă. Da, da. Și care explică frumos și un pic, poate o crede că e femeie și lângă ea, știi? Și, și el o vede ca pe vinovat. Ce vrei. Da. Nu se zice important. Ne. Este la pământ. Că rămâi aici și vezi anumite lucruri. Că pleci acasă și te împași cu el, cam tot aia. Bun. Pam, pam. Da. Gata. Da. Decizia a fost luată. Spune-mi tu ce ai înțeles ca să zic ce am înțeles eu. Ce măgărie. Bă, bun. Deci fii atent, tu îmi spui ce ai înțeles și la spun și eu după. E foarte bun ce face rad. Apropo, că ne apropiem de final. În acest moment pe ecran va apărea un carton. Dacă vreți să donați bani privați pentru spitalele publice, vor apărea toate numerele de telefon aici. Nu le știu pe de rost că le-aș fi zis. Jos e și cu numărul de telefon pentru UK, că se poate dona de oriunde. În momentul ăsta cred că suntem 10.000 pe chat în momentul ăsta, că a trecut o oră jumătate. Hai că mai avem două faze și am terminat. Mergem ispite, hai. Am înțeles, Claudia, ai tot explică faptul că nu se potrivește. Prima, Claudia, da mă. Atât mai înalt, mai bun, ci mai focos, că ea e prea focoasă ca să umble cu mine. Gata, deci asta a fost cel mai puternic pentru el. Atât, punct. Pentru că în universul lor se bazează foarte mult pe chestii superficiale, exact. Respectiv pe aspect. L-ai atras undeva. Tu m-a spus că nu o merit, bănuiesc asta în urma videourilor pe care le-a văzut cu mine. Deci, fiu sincer? Din momentul în care am văzut discuția cu Claudia, prima discuție în care ea a spus că nu mă iubește, deja mă așteptam la anumite discuții de genul ăsta și la anumite treburi de genul ăsta. S-au dus și vorbele. Să ducă în zona de... Da, tu trebuie să mai vrea, Am făcut chestii mult mai nasoale, credem, în perioada în care am fost despărțiți. Și, ah, da, că asta motivează că ești ok acum. Da, deci crede, tu și câte... Și am făcut aici ai copil. E vrăjeală, da. Cât am făcut. Vai de tine. Și eu o să repet și astăzi. Nu sunt piatră de moară în viața nimănui. Am lăsat foarte multe femei libere atunci când și-au dorit, pentru că sau atunci când am considerat că nu mai sunt ok în relația aia. Așa că dacă eu m-aș dorește să fie singură pe insulă, eu vă rog să-i transmiteți faptul că în acest moment Răzvan a pus stop relației. Ce-a făcut? Deci, nu și acum Radu, deci asta ai înțeles tu din film, imaginea asta. Nu se aștepta, a fost, ce-a făcut? Nu te grăbești? Poți să îl întreabă, nu crezi că e prea repede? Să ai pe viața aia ușoară pe care și-o dorea, că ai zis că dacă ea și pune stop relație, iar avea o viață mai ușoară. Tu ești sincer acum când... Da, sunt foarte, foarte sincer. După care îl întreabă, ești sigur? Și zice, da. Hai să mai vedem niște imagini. Că nu s-a terminat. Acum mi s-ar că a băgat publicitate. Ea a spus și mai devreme că dacă tu declari că închei relația cu ea, ei, îi va fi mult mai ușor. Ar fi o ușurare pentru ea. Dar tocmai de asta i-am zis că dacă ea asta își dorește, în momentul ăsta... Și ea s-a aruncat cu afirmația asta. Emma nu mai este. A riscat mult. Dacă ea a simțit că a obosit, probabil asta a fost limita ei. Și pentru un om cu orgoliu foarte mare, e de așteptat ce a făcut el. Conjunctură față de viața noastră reală. Adică e și urât și mă și încurci. Și nu este din cauza niciunei fete de pe insulă, nu este din cauza niciunei fete din afara insulei. Dar hai să dezvoltăm puțin. De ce? Hai să dezvoltăm puțin. Cum se poate încheia o relație așa? Ce ai văzut tu, de exemplu, din acțiunile Emei? Da. Ce te-a deranjat atât de tare, astfel încât să... Nu m-a deranjat. Pur și simplu sunt genul de om care respectă anumite decizii și anumite dorințe. Dacă ea, când ea a insistat să ne împăcăm și ea era mereu acolo să ne împăcăm, că nu e ok, că nu sunt bine, că nu știu... Și a dorit să ne împăcăm, ne-am împăcat, iar eu am făcut absolut tot ceea ce mi-a cerut ea.
ca relația noastră să funcționeze ok. Da, am văzut. Am văzut, da. Chiar suntem toți martori că ai făcut absolut tot ce ce tot ce ce dar ce rușinea e viața. Aș vrea doar să o înțeleg de ce nu ne-am despărțit, de câte ori ne-am certat până acum sau momentul în care deci, așa doi. Deci, bă, argumentele astea... Dar și acum e clar, e din nou o ceartă din aia. Exact. Dar argumentele astea... Stai, mă, că noi am făcut altele mai rele, că asta da, e un nimic. Sau, stai, mă, că m-ai iertat de alte 500 de deți. Păi stai, mă, nu mai... Nu am nicio legătură, nu contează că... Și ați venit să faceți același lucru exact, aici? Că... De ce ați mai venit? De acasă, în locul în care stăteam noi, să se întoarcă la părinții, familia ei, băiești. De ce nu a făcut atunci și aștepta să ajungă până aici? Mi se pare și ies astea răutăcioase acum, știi? Dar de ce n-a făcut atunci când... Păi, da, când ai orgoliu mare, ce păi, faci? Încerci să-l lovești pe celălalt. Emma, această relație a voastră... Această fostă relație, da. Fostă relație a voastră a reprezentat o corboadă pentru ea? Nu cred că cumva și-a dorit să demonstreze că poate să mă aibă înapoi. Cred că cumva și-a dorit să demonstreze că poate să mă schimbe pe mine. Lucru care nu este neapărat greșit, dar... Cred că schimbarea pe care și-o dorea ea era mult peste puterile mele și m-ar fi schimbat pe mine cu totul ca structură, ca om. Adică era cumva, ea voia să schimbe de la schelet până la ăsta, uite, nici nu eram suficient de înalt, nu eram nici brunet. Tot acolo a ajuns. Acum ce să zic. Ok, tu ai luat o decizie. Da, chiar am luat. Deja, nu? Ai luat o decizie acum. Da. Dar vreau să-ți ia, da. 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 Nu mă deranjează faptul că ea își dorește să fie liberă și se pare că nu dacă eu aș spune stop relației, deci ea și-ar ușura viața pe insulă. Bă, așa că tocmai bă Florine, asta, tu îmi zici că ne despărțim și eu zic, dar nu mă deranjează. De acum înainte, mai încolo, pe dacă ea avea... femeie liberă. Bun, tu deci spui asta liberă. Înainte să vezi toate videourile, toate filmele pe care le-am pregătite pentru tine. Stai că mai avem. Le spui că așa cu o lejeritate... Cred că toată lumea știe că vorbesc foarte lejer despre orice. Bun. Da, suntem toți obișnuiți. Așa, acum îi mai arată. Acum arată de fapt tot ce a filmat ea. Mesajul. Mesajul. Că ci că el a filmat, zice înainte. Înainte, nu? Da, da, da. Lucru pe care târziu, îl zice la final. Da, da, sau îl zice aici. Da. El a filmat chiar înainte de Bonfire. Bun. Adică nu e filmat cu foarte mult timp înainte. Da. Cu o zi înainte, cred că s-a dus la producție. Seara din... Exact. Da, și a zis că vrea să-i trimit un mesaj. Am acest mesaj pe care vreau să-l transmit domnului Răzvan. Îl știți, nu îl pleiem pe tot. Când îi spune că... Ți-o l-arunc în foc. Bă, la față. A fost un om important în viața mea. A fost un om important. A fost important. A fost. Dar gata, s-a bun. Dat nici că așa e misiunea, nici de fan, nici că e spita, nici că glume. De aici, de aici începea Spic să, să o ia. Băi, ești nebună! A venit Eva! E foarte urât că încerc să... Să facă ceva. Să facă. Ceva. A fost. Și rămâne în trecut. Unările mari. Unările tale. Ți-am duc răsul floare. Băi, e foarte frumos cum un om se schimbă în funcție de trăirile pe care le are. Asta și, vorbeam. Da, ce frumos și că era Emma în primele două emisiuni. Și mă, cu siguranță este. Dacă este. Ar fi bine cu ea, ar fi un om frumos. Și da, uite ce iertare, scoate! Da. Să ne fie cu iertare că râdem de aspectul unui om. Că eu râd, bă, da, are... Deci vreau să zic. Că Răzvan poate să fie un om liber. Și clipește și puțin separat. Opșa. Și încheiem. Bașca a venit foarte bine mesajul ăsta pe decizia pe care el a luat-o pe, în capul lui. Da, normal. I-am dat papucii primul. Aia e faza. De parteneri. A încălcat una dintre limitele impuse de ei. Sau atunci când unul dintre parteneri decide să pună capăt. Deci mai clar, ea a decis. Mai clar decât omul ăsta, nu știu că poate să explice nimeni. Mă gândesc că treaba asta nu s-a întâmplat asta. Cu siguranță a făcut-o înaintea ta. Stai liniștit că nici aici n-ai câștigat punct. Ți-a dat mai devreme cu ea și a dat și ăsta înaintea ta. Mama a zis, mama, a dat înaintea mea mesajul. Cum ies? Șocat, bulversat. Mai gândit al treilea knockout. I-a dat pe julit. Nu se aștepta la asta. Cumva și, nu știu, mă așteptam la treaba asta. No, spui-și, mă, unde-ai? Mă, bravo, mă. Haide, bă. Te așteptai. Ce? Dacă Emma, în fetele alea sau în discuțiile pe care le-am avut eu cu ele, a văzut un pericol în ceea ce privește relația, puteți să-l întrebați pe fiecare dintre fetele alea
De ce fiecare dintre ele, după trei vorbe ale mele, aude Dumnezeu iartă Ema, nu? Hai de boss! Pe noi în ispita, amit. Și da, atunci... Mă, și, păi, dar n-am auzit când ești lui Daria poți să scui pe gură Dumnezeu iartă de Ema, nu? Unde-s? Au tăiat la montaj. Și să plec cu o altă ispită. Ok. Vorbește mult, Răzvan, l-ați văzut. Crezi că faptul că mă vede aici pe insulă, vorbind cu cineva sau zâmbind la cineva, că asta a făcut, el a vorbit și a zâmbit. O daună atât de mare. El asta, doar el a vorbit și a zâmbit, mă. El a vorbit și a zâmbit. S-a purtat normal. Asta a simțit. Da? Acum. Acum e vina Emei că... Întrebarea e, el chiar crede că s-a purtat normal sau încearcă să mintă și să ascundă? Asta e și la mine dilema. Eu chiar cred că pentru el asta e o chestie normală pe care o face oricum zilnic. Poate cu poate ea iese, ăsta da, poate el iese sexual. Da, e DJ, e, știi și tu cum e la evenimente. Știi și tu cum e la... Da, mă, da. Că poți să flitezi fără să te vadă iubita. Clară treaba. Și știi de ce nu cred că el crede că e normal? Hmm. Pentru că dacă ar crede că e normal, atât el cât și Marius ar fi de acord ca și partenerul să facă treaba asta. Niciodată. Păi, dar de ce la mine e normal și la tine nu e normal? Pentru că e normal. Păi, își dorește să te fund pe pac eu, pentru mine e ok. Pentru alți bărbați care mă vedeau, păi ok, nu ai de ce să faci griji. Dar faptul că Emma a văzut lucrurile diferit de mine... Nu le-a văzut diferit, le-a văzut ca noi. Decât să-mi confirme faptul că nu eram în relația care trebuie. Deci gata. Da, am auzit la un moment dat că se referea la inel, la acel inel. Da. Dar un inel care nu mai este un inel pe care nu l-a dat jos. L-a mutat. Și este doar o simplă bișuterie. Pe inelul supărării. Sau pe degetul supărării. A ezitat, știi, m-am și enervat în momentul ăla pentru că eram în genunchi pe malul mării cu scoici în genunchi și ea mă ținea. Scuze, mai sunt două momente, vă mai ținem puțin. Deci, auziți aici un pic. Iar vorbeam de context și de glumă și de... Vă las... Deci, omul s-a dus să o ceară în căsătorie, da? Să poartă și pe mâna cealaltă. Era vorba despre un inel pe care... Eu l-am dat în momentul în care ne-am împăcat pe malul mării. Și ai cerut-o în căsătorie atunci? A fost un inel de locând. Eu am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea, da. În practic am cerut-o în căsătorie. Și mai mult decât da? Atât... A zis da. Sau ne mai gândim? M-am și enervat în momentul ăla pentru că eram în genunchi pe malul mării cu scoici în genunchi și ea mă ținea. Acel inel. Băi, mă taie scoicile astea. Tu ești normală, femeie, hotărăște-te. Zi o dată. Deci nu e păi dubios. Stai, zi mă că mă taie astea. Că eu îți cer un lucru, să ne legăm probabil pentru păi foarte vezi. Mult timp. Așa. Într-o relație în care simțim amândoi că nu prea funcționează. Și eu mă pun în genunchi și am dubii că s-ar putea să zici da. Mă pun în genunchi, dubiile mele se confirmă, da? Tu eziți? Ia timp. Iei timp, eu nu accept că mă enervez. Și știi ce? Bă, mă taie scoicile. Este halucinant. Băi, mă taie, zi-mă da sau nu. Zi-mă odată că mă ude astea la picioare. Băi, tu-ți dai seama ce am făcut eu pentru tine? Că m-am pus cu genunchiul exact într-o scoică ca să vezi te cer. Deci asta, el asta se gândește. Uite ce am făcut pentru ei. Eu mă pun cu picioarele pe astea, mă rănesc la genunchi și asta. Zi, bă, odată. Eu mi-am incredibil. Pus genunchiul în pericol. Doar pentru o cerere în căsătorie. Tu nu vezi câte fac pentru tine, știi? Dar e valoros? Nu este o mare valoare. Dar are o semnătate. Bun, are semnătate. Da. Publicitate și ultimul slot îl arată pe el plângând. Ce mă va deranja pe mine? Și asta s-a întâmplat. Uite, am să te întreb direct. Spune-mi, Răzvan, crezi că Emma și-a făcut bagajul și a plecat de pe Insula Iubirii? Dacă Emma ar fi plecat de pe Insula Iubirii, nu ar fi plecat cu siguranță pentru că nu și-ar dori să mai vadă chestii cu mine sau pentru că a pus punct relației, ar pleca de dorul lui Noah. Nu dintr-un alt motiv. De obicei, ea când își face bagajele, chiar bune-s. Și pleacă. Nu. No. În experiența cu mine, nu. No. Deci noi mai, nu mai facem așa bagajul la două zile. Că poate eu plecăm în vacanță să avem antrenament. Ea că e la că Formula pleacă. 1 să schimb. Să știu că cât de repede schimbă. Ea zice că pleacă, dar nu pleacă. De ce nu pleacă? E niciodată lăsată să plece și de fiecare dată când și-a făcut bagajele, le-a desfăcut și le-a pus înapoi în dulap. Niciodată nu a făcut bagajul și chiar a pus. Băi, eu concurez la un... am eu nouă probă acum la Olimpiadă. Bagaj viteză. Bagaj. Noi ne antrenăm așa, fiecare, că cine știe când ne apucă. 100 secundă bagaje, da. Plecat cu el. Am luptat de prea multe ori pentru relația noastră. Mai pot am obosit eu. Da. Țin să cred că... În ambele direcții cumva s-a obosit să tot dai dovadă de iubire și să zici da. Acum am făcut. Păi am văzut toți.
Arată un rezumat dulce. Mă mir cum ai ei? Putut să ajungi în ziua 10 la câtă dovadă de iubire și respect ai arătat pentru... Pleacă și așa se încheie acest episod. Amândoi avem 31 de ani. Mulțumesc. Amândoi avem o viață pe care ne dorim să trăim. Într-un fel sau în altul. Așa că îi urez mult succes. Te iubesc. Să ai grijă de tine. Mor pe astea și ia și el la final. Te iubesc, porcă da. Ești, te faci în toate ne despărțim. La final te iubesc. Te iubesc. Ok, înțeleg, da. Păi, acum depinde ce valoare și ce înseamnă pentru ei. Te iubesc cu ăla. Pentru că te iubesc cu, în perspectiva lor, nu conține și te respect. Corect. Corect. Plânge Răzvan și o arată pe Emma și vedem când a făcut mesajul. Another emotion just to be with you. Hai mă, mai plânge mult? Gata, până când a zis stop. Până când Emma și Răzvan au fost legați de la începutul relației într-un joc de așoarecele și pisica de care pe care. În testul insulei, ca să nu riște să piardă dezonorant, Emma a vrut să fie prima care va lua decizia pentru relația lor. Cu câteva ore înainte ca flacăra ispitei să se aprindă în vila băieților, Emma a vrut să înregistreze un mesaj pentru Răzvan. Ea. Îmi doresc să fii fericit. Băi, parcă e semn de punctuație, mă. Știi când apeși tab să dai aliniat? Îmi doresc să fac acest mesaj pentru Răzvan. Pentru că în aceste câteva zile mi-am dat mai exact de care este relația dintre noi. Și cred că Răzvan... Pentru că de acum acolo sunt vă să fiu fericită. Bă, dai, pleacă în toate părțile, mă, și gura și nasul și ochii. Sunt principal în viața mea. Mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru mine. Te iubesc. Care ne aduce aminte că am făcut niște eforturi ca să fim împreună. Acum o schimbă și... foaia, da. Trage maneta ca la un tramvai care schimbă linia. O să mi-ai uitat-o bine, o să fie băiatul rău. Da. Mulțumim, Răzvan! Toată România îți mulțumește că ai luat toată vina asupra ta, căci chiar ne gândeam. Ne salvai de vreo două episoade, băi, dacă o luai mai repede. Băi, câte poate să ducă băiatul ăsta, extraordinar. Mă? Uite cât îi face săraca femeie. Nu pot să... să zic că sunt fericit. Nu pot să zic că sunt entuziasmat. O să continui să mă bucur de experiența asta. O să iau ca atare. Dar mă întorc acum pe insulă și voi fi în continuare ispita ispitelor. Doar că de data asta voi fi suprem. Voi fi în continuare! Deci el a fost și până acum. A fost, dar n-a fost. Da, băi, așa juca cu ele. Sensul în care... probabil voi acorda mult mai mult atenție femeilor de pe ia vezi aici. Dacă până acum s-a părut că am exagerat, de acum o să fie exact cât consider eu că e necesar. Deci dacă... deci bă, dacă până acum dacă s-a exagerat... Dacă exagerat, dacă o să fie cât e necesar. Consider eu că e necesar. Deci tu consideri că e necesar mai mult decât exagerat. Mai mult decât exagerat. Pentru că a zis la un moment dat, sau urmează să zică, mai aduceți camere. Acum zice... să pregătiți mai multe camere. Ia uzi. Ca să puteți să filmați tot. Wow! Pentru că mi ți le iau pe toate! Nu aveți voi camere pentru ce fac eu aici. Gata. Acesta a fost episodul numărul 11. Aia. Mai lung decât... mă, avem 2 ore aproape? Foamă, 2 ore! Am zis că n-avem ce comenta la ăsta. Dar să vezi ce o să fie la urmă. Nu mai plecăm în vacanță cu următorul episod. Ne luăm o mică pauză până mâine la ora 8 pe YouTube. Asta înseamnă în 5 minute, că noi filmăm imediat, dar să mai mâncăm din astea, să mai bem o apică. Nu uitați cu donația, nu uitați cu like-ul. Trebuie să dați like, mă, dacă stați aici. Vedeți că nu e inimioara aia din... că e inimioara mică pe telefon în dreapta, în chat acolo. Nu e aia. Dați like butonul de like. Butonul de like. Și vă mulțumim că vă uitați la noi. Pe mâine. Pop!